потрігай, можу потрігай, можу потрігай, а сама тягу пі мене. 83 de ani, 4 operații, o mână ruptă, super cu inima, am de măturisit totul de călugări, că-i vineri, vine o liftă. Este redactorul șef de la Anastasia, care a făcut cartea. Da, la Anastasia. Bucuroiul cheamă. Cum îl cheamă? Răzvan Bucuroiul. Am crezut că Coroi, că a fost un bat de Coroi. Da, a fost. Da. Ăsta de aici cu Buhaiu, ăsta e o mare, e de la București. Ai stat să duc unii avideu, măgăr? Da. Să fotografiază, să scrie Pierclie. Da, da, așa, ca să stăm aici. Înțeles? Părinte, omul ăsta vine în America ca să vă vadă. Și de ce nu potrigai meu, mă hârbega cu tăi. Așa. Eu s-o moșneau pute, păcătos, rău. Și noi cum suntem atunci, dacă dumneavoastră... Voi sunteți oameni mari, măi, mă pun eu cu voi. Cum nu le prim-ministru? Eu sunt potrigai, o moșnea punță, nu poți sfătuiesc pe prim-ministru care conduce tal. Nu, că nu pleci de aici până nu-mi dai sfat. Eu știu câte cărți ai scris dumneata. El mi-a spus că e din Basarabia și străbunici, lui a fost arhierei și preot. Al lui Văcăroi din neam de preot. Preot, da, da, mi-o poveste, da. Ce-ți în continuare cu ăsta, cu omul ăsta? Da. Nu plec de nu s-o putrem lângă mine. E gentele. Domnule prim-ministru, n-a să-ți dau eu un sat, ar să-ți dai un sat împăratul cuvintelor. Cine e ăsta? Sfântul Vasări cel Mare. Așa o numește biserica. Ochiul bisericii, gura cea de foc a Duhului Sfânt și împăratul cuvintelor. Ce zice el? El a făcut școală în Alexandria și în Atena. Cu un filosof, unul e umbun. El după ce a terminat studiile mari, a luat pe Sfântul Grigorie din Atean, prietenul lui, și a plecat în pustie 13 ani. Dar avea experiență de viață pusnicească. Când a ieșit, a făcut vestitele cele spitale, Vasile Iaden, care era spitale și mănăstiri, un pavilion de călugări, unul de bolna. Din cu pavilion de mai, pavilion de femei bolna. Și zic că a venit Eubul la el când era el episcop la Cezarea Capadociu, o, Vasilici, că am învățat atâta ani împreună la școală. Să-mi spui mie, care e cea mai mare înțelepciune? Care păzește pe om de tot la cap? Și-l duce la rar. O, Eubul, cea mai mare înțelepciune care păzește pe om de tot păcatul și-l duce la fericirea veșnică, pururea să vadă moartea înaintea lui. Așa a zis lui Văcăroiu? Da. Și să aibă minte pe Doamne Iisus, da soție de acolo. Vezi, te gândești la moarte, că îți place discoteca, te gândi el. Că îți place discoteca. Da. Și el a zis, ei spune, că ei scrie. Și i-am vorbit 3 ore jumătate. Cu zis mi-a zis, ai fost inspirat. Și ai vorbit, domnule primine, vințărișoara ta România. E o țară nici prea mare, dar nici prea mică. Are vreo 20 ceva de milioane. Dar suntem de origine creștini, ortodoxi de 2000 de ani. De origine apostolică. Cum? Asta e să spun. La anul 104. Când au venit coloniștii romani în Ardeal, la Taipi, la Sarmi, Sagetuza, să-l bată pe Deșeba, s-au găsit la ei un monopait, care e la muzeul militar în București, o paită lui Zenovius, o paită de aur cu răstignirea lui Hristos pe el, că la Roma a predicat, că eu am 3 ani, am fost la Roma, am văzut capul Sfântului Apostol Petru, pe o tablă de aur, sunt apostul Pavel lângă el. După 26 de ani de predici de la Ierusalim, a murit cu capul în jur de tine la Roma. Și Pavel, când i-o tăie capul, o tăie capul așa, așa, așa. O mă duce să-mi dată nimic cu capul lui după mă. Și și 3 zvoare de aur le-am văzut în cadeza la San Paul la Roma. Pe canale de aur acum. Și, domnule, din coace în Sfântia Minor, în Dobrogea, predică apostolul Andrei, cel întâi chemat, fratele lui Pietru, mare și răstignit.
Și iată ce vreau să vă spun. De la Nero până la Constantin cel Mare au pătimit 6 milioane de martiri la Roma și în Asia, în Africa, la Cartagia, în Asia. Apoi și am spus, ce pot să vă spun eu dumneavoastră acum când am vorbit tribun? Deci, domnule prim-ministru, iată ce spun. Să băgăm de seamă câte legături era între conducerea țării și conducerea bisericii. De 2000 de ani de când suntem creștini. Cum trebuie să fie căpetenia unei țări? Stai, că i-am spus. Vezi Mircea cel Mare, conduce Dobrogea și Oltenia și Muntenia 37 de ani și face mănăstirea Cozia, unde îngropate și soție și cu tate. Alături de îngropat toată familia lui. Alături este acolo un cavou frumos, tare. Cine? Aici odihnește roaba Dumnezeu monașia Teofana, mama lui Mihai Vitel. Era cucerit și Ardealul și Moldova și Oltenia și mama lui călugăriță. Din coace la Probăta. Petru Rare își face mănăstirea Probăta. Un cavou frumos l-am văzut. Aici odihnește roaba Dumnezeu monașia Maria Oltea. M-am văzut pe neîntârșit. Din ce este Dumnezeu? Nimic fără Dumnezeu. Eram rob la Tuș de 430 de ani. De la Brâncoveanu până la Adică. Dar cum aș fi un neamțul ăsta să spun așa o problemă? Tăi! Voi credeți că dacă eu moșneac putere de aici, nu știe nimica? Și acest rege care a avut Dumnezeu în mintea și în inima lui, ne-a scos din robia Tușilor. Primul care a pus steagul cu crucea lui Hristos, nimic fără Dumnezeu. Pe Plemna a fost capitanul Walter Mărăjăneanu. Și i-a bătut pe Tuș, a scos robia așa amară de 430 de ani. Că dacă aveai două coșuri pe casă, două văgeți, era tributul pe amândouă. Da. Trimite hodi, mahalau, fara greșe, care de suge țara mai mult, pe cealaltă ne mai mult. Și pe a spus de Matei Basaram, când face căldărușani. L-am conjurat la Arnota, turci, cu 30 de divizii și el avea numai 6. Și a ieșit un soldat, când a văzut că el s-a ascuns în păduri, înaintea generalilor turci. Eu, Matei, l-a luat turci, gata, o luat pe domnul Munteni, l-a dus la Constantinopol. Și a scăpat Matei Basarab. Ce-a făcut de mulțumire lui Dumnezeu? Mănăstirea Arnota, am fost acolo. Unii îngropa și el și soția și tăt. Da, ai văzut și făceu și mulțumesc Dumnezeu. Da, ne-a goi Basarab, face catedra la curtea de Arge. Așa-i dorește, m-am mântat acolo, Carlo Întări, n-ai zălescat. Și el a scos independența de tot și italanța, a făcut România mare, nu știu, Ferdinand. Și apoi i-a spus de Vasile Lupu, care a dat 40.000 de galbeni de aur la Tuși. Și acum a cumpărat moaștele Sfinte Parativa, care le luase ei de la Bulgar. Și apoi i-a spus de Movilești, ai văzut mănăstirea care are senactarul tipărit în ea? Tot senactarul, afară pe zici înăuntru. Și a făcut 3 movili, Petru Movili și meu măritată biserică îngropată. Familia Mușatinilor a stat pe tronul Moldovei 155 de ani. De la Lascu, voievod, când era capitan Amstrit, el a făcut catedrala aceea mare, Sfânta Treime. Eu am fost, am văzut-o. Și până la Alexandru Lăpușneanu a stat pe tronul Moldovei Mușatini, din nația Mușatinilor. Roman Voievod, care a făcut orașul Roma. Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, tot a fost Mușatini. Dar tot, ca sta pe tronul Moldovei, tot a făcut câte o mănăstire și câte o biserică. Și spomeniți. Dar prodromul cine l-a făcut? Biserica de la prodromul de la Ator. Gica, la 1852, dar n-am fost de la prodrom, n-am fost acolo. N-am dat o pază de... Dar de regele Mihai le-a zis ceva? Da. Ce să zic de regele mea? Eu i-am spus de legătura care a fost între biserică și conducerea statului.
că ai dat în memoria poporului român și a Bisericii Universale Ortodoxe acest voivod, care când intra, stă pe mănăstire și mă nu, dar ei spunea, de să faci tu mănăstire, că ai de tu-i bani, să faci momentul conștient și noi pomenit, ei spunea. Ridea aceia care era cu dânsul cu. Da, am vorbit 3 ori și ceva, mi s-o poate lângă mine. Ia ascultă dumneata Domnule, Petru rare își face mănăstirea în probăta, alături de un cavou frumos, cine ești? Am fost, am văzut, aici odinește roaba Dumnezeu Monasia Maria Oltea. Cine? Mama lui Ștefan cel Mare, călugărița, lui Neai Vițeasul călugărița. Așa și dumneata. Și eu ne-am zis, de episcop, părinte, și eu din Basarabia. Și neamul meu a fost și episcop și preot. Am zis, ce faci tu, episcop? Și chiar că de asta am venit, ai spus că nu poți să ții predici. Și eu v-am spus, metropolit, ai fost inspirat. Ia, voi vine eu durul capul și ca la un putergat de moartea, tot primeniți. Vei aici cu atâta lume. A zi nevastă mea. Da. Și ca da la un putergat. La o hâr pleca cu ce. Cuvinte de folos. Cuvinte de folos să le ducem în năpustie, adică în oraș. Bă, i-a spus lui că cea mai mare înțelepciune este să vezi moartea înaintea ochiului de la Sfântul Vasile. Și vă văd în tot așa. Dacă vezi moartea lângă tine, în tot timpul. Asta lecție i-o dat Dumnezeu lui Adam în rai. Adam, vezi raiul ăsta? N-are marge, e tău. Și i-o dat lui Adam un miros, am găsulat între părinți. Un miros din parata toată fătura care i-o dat Dumnezeu în primit. Un? Miros? Miros. Când vine balaurul la Adam, împăratul, pe picioare. Lei, leopardul, tigri, împăratul. Că i-a dat o miros de împărat a toată zădirea făcută de nedotul mâna lui. Dar de acolo să nu mănânc mai Adam. Când ai mâncat cu moarte vei muri. Dar el nu știe ce-i moarte, că el nu văd, că el a fost zădit pe pământ și Eva în rai, cu asta nu. Nu știe ce-i moarte. Și văd și te spune Scriptura, șarpele, spune Marele Vasile, neiște miros. Și crezi că șarpele în rai erau, mergea pe pământ. Șoarpele avea comă și bolți, copite. Nu se tăra. Era cel mai înțelept din toate. Și-o izat satana pe șoarpe și îi spune Evisei, de ce nu mâncat din pomășeala? O spuneți o casă, spune, nu e adevărat. Să temeți, nu vă face Dumnezeu. Când veți mânca, gata, să te Dumnezeu, mai mare decât dintr-o. Și-o izat pe șoarpe. Și când au gustat, asta am găsit scris, 700 de ani a stat Adam în rai cu Eva. Și nu știa el că ei femeie și el că-s bărbat. Cum-s copiii și mii de o lună de zile, dacă-i păi nu știi ce înseamnă femeie sau bărbat. Asta ne vinovăței aveau eu înainte de cădere. Când au gustat din fum, o văd cât goi. Măi femeie, dar tu ești femeie. Păi, dar tu ești bărbat, măi. Dar dacă vine Dumnezeu acum, fai de mine, e rușine. Ula frântul din bocin s-a acoperit, s-a ascuns, ce zice la geneză? S-a auzut pașul lui Dumnezeu pe rai la amează zi, Adame, băi, Adame, unde ești, băi? Doamne, aici ascund a mei rușine, să mă arăt că-s gol. Și tu spus tăi că ești gol. Și tu spus tăi că ești gol. Și tu spus tăi că ești gol. Nu cumva ne-ai mâncat din pomucă. Și el, dacă te iartă, mă atunci el iartă, o să ajungă pe Dumnezeu. Adică tu e femeia care mi-ai dat-o, tu ești genovat. Din cauza ta în grijă. Și atunci eu întreabă pe femeie, tu de ce ai mâncat? Șarpe mă îndemnă, de ce nu o să-ți iartă? Că zice, se întâmplă, dacă te iei iertare, atunci iertă. Dar mândrie nu, nu șarpe, nu ce vinovat, șarpe. Bă, Adame, Adame, am să te scot de aici pe pământ, stins și pe la mine, dar să rodească pământul într-o sudoare, fiestă tare de câștigat. Și mie i-a dat două pedepse care le are și acum, Eva. Și până la sfârșitul tău. Care sunt cele două pedepse? Care le-a dat Dumnezeu în rai, de femeie. Femeia, omul spune Sfântul Maxim, păi ființă rațională ca îngere, nască femeia cu durere. Nu mă aveți vorbească, mă, Ioan, facem-o față. Și el nărțe fără durere. Numai prin cuvânt, nu cu împreunare, ca la dobitoare. Împreunarea ca la dobitoare și pe calcarea poruncii.
și durerea noastră. Și eu spus mie, înmulțim voi mulți durerile tale pentru durerile noastre copii. Și a doilea pedeapsă, întoarcerea ta către bărbatul tău și el te va stăpâni. De ce înseamnă asta? Cum se tălmăcește asta? Nu spunea apostolul Pavel, femeie n-are cap, capa femeie bărbatul. El stăpânește, femeie n-are voie să poruncească. Bărbatul. Aici două pedepse. Dar acum se întâmplă cam invers. Nu știu că se întâmplă. Așa e pedepsă de femeie pentru că o asculta de șarcă. Două pedepse. Să nască în dureri, să fie supusul bărbatul. Părinte Alimandri, dar ce să facă bărbatul când i-a devenit cap femeia? Apoi eu am treaba lua, dacă așa prost, ce să fac? Îl conduce femeia. Da! Și a dus la șarcă. Tu de ce ai îndemnat? El era cu tău. Mare, cu comă, cu bot, cu copii, cu gronic. Era și mai înțeles decât tăti domnitași. Pe pământ de terăși. Și-o înța picioarele și așa un piept și acele de urmă în pânici. Și capul gata s-a dus, o căzut. Pe pământ de terăși, pământ de mănânci. Vrarul voi veni de tine și om. Tu vei veni călcăi lui Selmuș și el capă tot pe om. Cum ne vede pe nas, vezi? Tete tătuca, din mâna lui de acolo, tete, și când i-o puse la așa rămână viacu. Noi suntem proști ce nu, suntem o mână de pământ, furcată, fundul unui mărmânt. Asta e om. A venit pe capul meu, tot mamă, că n-am despăbăduit. Că azi vine, am despăbăduit. Mânca varaiu să vă mănânci. Eu te mai vin la un putrică aici. Tu du-te mai unic, de ce om mă? Părinte, el nu e om, el e aparat. Stai, du-te unic, de un măgar, fotografiată și scrie Pierclei Opa, ca să la ei, imagine. Ai înțeles? Părinte, ziceți-ne și nouă, cum trebuie să fie o căpetenie peste oameni? Trebuie să fie credincioasă, să meargă la biserică, când îi conduci pe alții. Indiferent că ești rege. Te conduci pe altă să nu uiți ce spune Sfântul Grigori. Taci tu să vorbească faptele ta. Așa, să vorbească cu faptele. Că când a zis Hristos așa, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Ca să vadă oamenii faptele cele bune ale voastre să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Vine-o pe mine, ne mărim bărbatul fără urmănat. Dar a fost un bețiv, un drac, o trei cu mei treine, iată că e cu o mare fără mânare. Băi! Îmi spune ghetul Nazar. Cine? Nazar, cel cu barba mare, care un gavriluță, l-am primit aici, l-am călugărit, l-am făcut, eram domnul. Eram la cotul Donului, ne-am conjurat 70 de divizii de ruși. Și noi eram 7 divizii, românii cu nemți. Într-un 640 de minunte, a rămas 100 de soldați. Când îi bătea viața și brandurile toate de jos, bam. Eu eram într-un tranșeu. Asta spunea el? Da, că el era sergent, acolo. Da, și eram într-un tranșeu și am spus ofițerii, măi, gaga, vreți tu te rogi, merge și nu, mă îndrăge ofițerii în tranșeu. Păi nu vin la noi, stai aici. Și timp cu lacrima că atâta mai dună în tranșeu. Nu ne-au atins pe niciunul. 14 oameni în regiment de 1990, că atât au rămas fi. Și el a zis, eu dacă scăp, mă duc, mă fac călugări la mănăstire. Da, moșul Iosif și Ana i-am cunoscut credincioși. Măi! Și atunci le-a spus, atâtea mii care au murit într-un ceas, cine le-a aprins lumânări, mă? Care s-a dus să pui lumânări la capul lor? Lumina noastră este faptele bune. Așa să lumineze lumina și arată care e lumina. Ca să vadă oamenii faptele cele bune. Asta e lumina. Și pentru o căpetenie tot așa e. Da, să aibă lumină, să aibă faptele bune, să dea pildă la tăt cu faptele bune. Asta e căpetenie. Dar cum știu dacă am făcut fapte bune? Că știți cum se zice, că iadul e pavat cu bune intenții. Da. Eu vreau să fac bine, spune Sfântul Apostol Pavel, dar tot timpul fac rău. Da. Cum știu eu că am făcut o faptă bună, cu adevărat? Să nu știi că ai făcut. Da, că la judecată dacă știe nenorocire, dacă știe. Și se socoți cel mai păcătos din lume.
Dar părinte Arhimandrit, una... Dacă zice apostolul Pavle, care s-a ridicat până la al treilea cer, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintr-o care cel din tăi sunt eu, Pavle, care a ridicat până la al treilea cer, pentru cel din tăi păcătoși. Noi suntem proprii putoare, putrică. Părinte, dar pentru aceștia blestemul arhieresc este un lucru care se cuvine ca să-l facă un arhiereu, că e altceva decât anatema. Anatema e una și blestemul e alta. Se cuvine un arhiereu ca să blesteme. Anatema e cea mai grea pedeapsă a bisericii. Pogorârea de vie un ian cu dragiul, tăiere la trupul tainic al bisericii. Excluderea din biserică. Da. Și blestem un arhiereu se cuvine ca să blesteme? Treaba lui. El nu trebuie să blesteme, dar dacă cineva l-a amărât și l-a supărat, cade fără să vede sub blestemul ăsta. Că l-a amărât. Sau pe cineva am amărât și am luat de la dânsul legare nedelegată. Dacă o amărât pe dreptate pe arhiereu sau pe preot, de caz de sub blestem, fără să-l bată nimeni. Ai, manca, maraia. Ați venit cu șuța ăsta ei. Ăsta folosește pentru transmiterea, ce spuneți dumneavoastră? Ca să da, nu mai, mai transmite, dar la un putric, ai. Părinte, dar dumneavoastră tot timpul spuneți despre faptul că sunteți un putric. Moșul putricai, moșul putricai, moșul putricai, așa mai. Povestiți-ne câteva din ultimele clipe de la mari oameni îmbunătățiți care i-ați cunoscut. Am cunoscut oameni sfinți, dar eu n-am făcut niciodată ce-au făcut ei. Nici om bine n-am pe față pământ. Dar ei da, ziceți noastră, da. Au avut că i-am cunoscut. Dar i-ați condus la ultima clipă, adică în ultima clipă ați fost lângă ei. Spuneți-ne câteva cazuri. Eu am trăit în mult 9 ani și 7 luni că am fost arestat de comuniști de atâția uși am trăit. Numai un ghet pădurare, o știu de mine, Max, când un brav, Dumnezeu să-l odihnească, m-a dus în munții domeniului Coroane, care a fost acolo, să legă. Era protecție de vânătoare, atâta ușărie era acolo, șerbării și mestre, și lup, și vuj. Dar am avut mare liniște, el nu a ajutat, l-a făcut bordei cu fișorul lui, cu Ilarion. Țara, Ilarion trește, a fost pe aici în vară. Da, tatu, ne dăm să-l odihnească. Vine o dată, cam la o lună, ne aducem o robză de cartofi. Dar cu frică mare, că fotografia mea era la toate poturile de miliție din Bucovina, dată, ca să mă prind, că nu știu, că am dispărut din fața la 8 mănăstiri care le avem pe capul meu. Că avem și Sărățleata și Țila și Rarău și Cămăzane și Vărata, 2 mănăstiri din Maici, Vatra, Moldoviță și Râșca. Aproape 11 ani am fost cu aceste mănăstiri. Am plecat în creierii munților. Și acolo cu mila preasfinte am dus lipsă, dar am avut timp de rugăciune. Eram slăbit, dacă ne ducea o cartofă, nu mă lansam una pe zi. Mă găseam în burietă, o zică, nu știu ce. Ne mai ducea să arăt câte o lectă, o secolie de pâine uscat. O muie cu apă răge. Știe mila, domnul Piunea întâlnit. Dar... am avut timp de liniște și de rugăciune. Dar am mai scris niște cărți care au ieșit mult mai tipă ridică. Dar ce câștigă omul în singurătate? Ce câștigă? Tu-te acolo și că ne stau un an de zile acolo, ai să vede ce câștigi. Dar asta ai răbdare, că dacă nu ai răbdare și te-ai legat din copac cam mic, îți mulge rădăcine și te duci cu tău cu dânsul. Dar poate să stea omul în singurătate? Poate să stea, puțin după renunțat. Păi la noi, la oraș, dacă stai o oră singur și nebunești. Ai văzut de Sfântul Marcu, de la muntele Francesc, din Abisinia, când era prigoana cea mare pe timpul lui Deciu, i-a prins pe 2 tineri. După ce i-a chinuit tare, i-a urs cu mere de albin și i-a dat niște, într-o stupină. A avut câte dureri avea când vine și îi înțapa. Și unul din ei, când s-a făcut sara, au sărit în apă. Era mare apă. Aici a fost Sfântul Marcu. Și unul a murit îndată. S-a ajuns o treabă. Și-a fugit pe o scândură. O luat o scândură, l-a scos la mare.
s-a dus la muntele Francesc, într-o pustie mare. Unde a găsit o peșteră cu era peste 1000 de drahme, o peșteră avea pe 30 de metri. Și-a mâncat 30 de ani pământ. Și-a băut apă din marea. Și când o zămeț îngeră Domnul pe Sfântul Serapion, că el îi găsă pe Sfânt, el o găsă și pe Sfântul Onuf de cel Mare, pe mult, pe Altonitul, pe... Și încă nu știți unde să stâlpul lumii și lumina lumii, că nu știți niciunul. Ia Sfintele Taine și du-te când am muncă. Avea 138 de ani și-l găsește. Unde să-l găsesc? Aici o găsă mai mulți. La muntele Frașesc, în Abisie. Și el a luat niște bob, cert, la dânsul, ca să aibă când a murit eu un Facebook. Și a luat Sfintele Taine și a dus în Alexandria și eu spun în Alexandria. Nu te duce peste mult, că sunt lei mulți, e greu. Eu înapoi cu vaporul, merg pe Marea Roșie. Și întreabă în ce parte vine muntele Frașesc. S-a dus săracul și când a trecut de Marea Roșie, pe Marea Roșie, era un Frașesc, de încoace vinde muntele Frașesc. Era încă de parte de mare. S-a dat jos acolo și s-a dus și nu știa încotru și a ieșit o șută. Păi ce băi? Tabără de lapte, că-i mâncat de iarne pui. Și el găsit de bobă, nu mai avea, murea de foame. Și i-a auzit un glas. E, sofrone, ieși, du-te și suge la, la șerboi, ca ce, că merge cu dâns. De trei ori se mână suge la dâns. Și merge cu dâns. Și l-a condus așa, aproape 10 zile, până la muntele Frașesc. Și când a ajuns noaptea, e o stări totul în munte. El a văzut la mezul nostru o lumină mare, se vedea pe munte, măi, și tu a văzut. Și a văzut-o în glas, acolo e mar. Acolo e Sfântul Mar. Când s-a dus acolo, l-a găsit pe acela la rugăciune, strălușea fața ca soarele și mânele ca niște făclii de foc, dar era tot numai păr, blană ca de uspie. Și s-o spărie că l-o văd. Barba era de nu știu câți metri și părul atâta metri în urmă. Și când o dat mânele în jos, aici zice, nu te teme că om sunt. Și n-am văzut față de om de 95 de ani. Fără pe tine acum, de când era acum. Și când o ridica mânele, s-o făcut lumină. Zice, ți-a spus îngerul să aduci prea curatele taine. Da, mai am 3 zile și merg la cer. Și te-a trimis îngerul Domnul să stai cu mine, să mă petrești. Pe l-a împărtășit, i-a spus, Sfinte Părinte, cum ai petrecut aici? El a spus viața lui. 30 de ani am mâncat pământ și am băut apă, că nu găsăm viață, că muntă de piatră. Nu găsăm nici pământ, numai piatră. Dar zice, după aceea ne-o trimit Dumnezeu în înger, care mi-a duce grană în fiecare zi. Și sunt de vorba, așa o zis Sfântul Mar. Pune frate masă, numai vede o masă frumoasă. Și pe masă era două pâini curate, două pahare cu vin. Vă gospodește, Doamne, masă. O văzut-o în mână nevăd. Ce ca să ai de pentru o țineala ta, până amând ne aduce îngerul o pâine și un pahar. O adus 20 pentru tine, că-i vine, el ne-a spus la mănăcerea totul s-a luat la Ierusalim. Atâția mii de kilometri s-au dus cu Sfântul Înger. Căci când am gustat din până aceea, nu știu câtă bunătate avea și de vinul seama. După aceea o zis Sfântul Marcu, strânge față, frate, masă. N-au mai văzut masă. Îngerul îi slujea, îngerul ei. Și-o întreba Sfântul Marcu, frate, seara pe oameni. Ai venit aici aduci Sfintele Taine. Eu mâine, dacă ajută mine la Domnul, mă voi împărtăși. Să nu te tem că înapoi n-ai să te mai duci cu oțenia la care veni. O altceva ce vei duci. Dar te întreb, mai sunt oameni în lumea asta, după cuvântul meu, Evanghelie de viață, avea grăun decât o credință, decât un grăun de multat. Că o tământă de ceapă. Vezi de muntele așa, dar ridică-te de aici.
Da, nu, că mare. Că muntele, că duc îi spune, muntele era mare, de 10 km, a început cu tremă mare și muntele a pornit. Și-o mărs de Marea Roșie 5.000 de metri, 5 km. Și atunci a stat Sfântul, stai munte, nu ți-am spus ție, să te duci în mare. Am întrebat pe frate, vine înapoi la locul tău și-o venit muntele. Și atunci ei s-au căzut cu fata la mărere de frică. Cum n-ai văzut de ăștia? Dar cum Evanghelia lui Iisus poate mințată. N-ai văzut, Doamne, să munte munte cu rugăciune. Poate degeaba trăiește creștinismul. Dacă n-au semnele minunului lui Hristos. Și atunci eu spus el, viața lui. Câte spite de vede în peștera, dar o peste de 20-30 de metri. Era 1000 de dragi că n-am văzut. Era? 1000 de dragi era în peștera, că nu vinți el. Și eu am venit să nu mai rând, că am scapat, că trebuie să mă omoare pe Bărudești. Am mai fost cu un tânăr așa român și am întărit pe o scândură și aici m-au adus la Marea Roșie. Eu spus tinul lui, mare prigoană, la 200 de ani. Ei! Și-o zis Sfântul Marco, să stai aici, că eu plec la cer pe ce 30. Sunt povăzit că s-o împărtășit, dar era blană de urs pe el. Și nu te teme. Hainele cu care am plecat din Atena, că din Atena era. În câțiva ani s-a rupt, dar de ce n-ai delice la mâni și la picioare? Cât votați, drașe, să mă dei în mare. Când vreți mă dei în mare, eu strigam, Doamne, nu mă lasă, mă să dăm eu la picioare. Și am prins de chetele, am prins de rădășini, că n-avea delice nici la mâni, nici la picioare. De ce n-am delice? Iar blana asta a crescut-o Dumnezeu pe mine să-mi țăie iarna de frig și vara să-mi țăie umbră. Asta îmi face mare bine, ne-a făcut Dumnezeu. Părul era de câțiva metri, unul pe cafiarele așa, cu blana? Cu blana, pe aia asta mi-a fost ideea. Era o mireasmă în jurul lui. Cine poate spune? Și atunci au zis, strânge frate masa și o mână nevăzută, o strâns masa. Și s-a împărtășit a doua. Când s-a împărtășit, a strălucit fața lui ca soare și s-a auzit cântând îngerii. Și a zis frate, i-a zis părinte, dă-mi voie să rămână în peștera ta, nu? Te duci înapoi și spui merita mea viață la oameni. Zice, să nu te temi, că dar dă-mi voie să iei o păcitică din moaștele tale. Atât ați dau voie să iei un păr din barbă. Un păr la devă 40 metri, a dus un bățișor și l-a dat, atât ai voie să iei. Și moartele mele să rămâi în peștere, unde m-am nevoie și atunci lui Dumnezeu avea 138 de ani am. Și 95 de ani avea de când era acolo. N-a văzut fată de unul. Și atunci au spus, dar ce, cum să vă mormântez, n-ai tu grijă, că cum mă duc eu la cer, vin 2 lei, nu te tem de deși. Acolo, în peșteră, se prezintă 2 lei. 2 lei, zic, că nu te tem de ei, că ia să mă îngroape. Tu lasă-mă aici, unde mă. Și când o dat așa, când o dat sufletul, când o văzut atâta îngeri au venit, s-au deschis cerul, și era o lumină până la cer și au auzit glasul Mântuitorul. Aduceți mie pe vasul alegere din pustie, pe Ava Marcu, adevăratul meu ucenic. Și când a închis cerul, nu l-a mai văzut. Și au venit 2 lei și au nu te teme, de ei au venit și-i sărut afișoare. Și el l-a dus în peștere și au venit lei și au adus lese de piață, că era gura peștere mare. Și-o atăpat tătă gura peștele lei, în grupa. După ce-o atăpat, eu din fișoare lui Avatarea Teu și-o dus în pus. Reușește să împace cu ligioanele. Păi acolo era Duhul Sfânt. Și numai vede că vine un bou cu aripi, cu șefii, el ca cap, dar cu aripi. Și aude un glas, Avatarea Teu, ne suite pe mine. Vreau numai părul ce-ara din bani, atât de eu da voi, nu iei mai. Ava s-a dat pe oameni, suite pe mine. S-a suit.
și că l-a suiet pe Băușala și fă semnul Sfintei Cruși, eu zis Bău. În 10 minute, atâtea mii kilometri l-a dus la Sfântul Sava și s-a făcut nevânt. Uvită, nu știu, în timp de Bău, l-a dus, dar n-a știut viața lui. A, și ei era creștin, mă, nu. Eu dorm mult, mănânc mult, am potriga. N-am nimic bun. Nu mă răutăță. Păi, dar în pustie cât asta? O potriga. În pustie cât asta? Da, mâncam și acolo, dormeam mult. Nu făceam nimic bun. Dar, Părinte Arimandri, dacă omul trebuie să fie cu gândul la moarte tot timpul, da, unde mai rămâne fericirea de a trăi? Da? Întrebare. Întreb și eu, îi scoldesc ca Părintele Ioan. Da, în rai asta lecție, dar mi-e durată. Să aduc aminte de moaște, nu greșească. I-a spus un prim-ministru, te gândești la moarte? Apoi zice, de ce i-am trei ori de matea văzut mitropoitul, ai fost inspirat. Când i-am spus de mobilier, cum a făcut o cevită de ceva gen mare, mai familia Mușatino, i-a spus de Vasile Lupu, cum a cumpărat moartele de la Tușa, uite, le avem cu tare. Ia ca și făceau domne. Își făceau mănăstiri, urmind din mănăstiri și spomeniți de sute de ani în memoria poporului român și a bisericii rămân în viață. Păi noi, în ultimii 50 de ani, mai mult am dărâmat biserici. Da. În ultimii 50 de ani. Fiecare ar să iei plată cum am făcut. Păi, acum ar fi cazul să construim. A, băi, care poate construi? Păi, sunt bani, nu prea sunt bani. Da, de unde? Aici ai viață de 8, aici nu se mănâncă carne de 450 de ani. Aici eu pun o masă și o biserică, n-ai voie să ai 5 bani altă, tot merg la casa biserică. Vorbiți-ne puțin despre poftă. Poftă? Pofta e de la draș. Toată pofta? Da, numai pofta așa duhovnicească. Așa e bun. Și el n-a detratit pofte de trupul la draș, pe care îl duce pe o mânghie. O pofte se mănânce din poft și o duce. Iată neamul venit. Cum poate să lupte omul contra poftelor? Păi moartea! 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 Mor! Și unii mă dumă. Cine a rămas aici? A rămas careva. Ai văzut Alexandru Macedon? O conduce, când cel conduce pe atunci. Și când îl îngropază și îl face, se crie eu cu două găuri. Și a lăsat mânele goare afară. M-a îngropat, dar mânele afară. Goale? Nu, cumva să pune să mănânce. El a fost și filosof. Vreau să răd la toată lumea, eu care am condus atâtea țări și atâtea războaie, mă duc în groapă cu mânele goale! Ca să-l se iertă. Filosofia e cea mai înaltă, ea m-a zis. Încă o baraie să mă duc. Ce-a venit la om putriga aici? Ce-a venit? Părinte, ai stăt ăla cu șeful, cu cazarea, cu camere. Ei de aici, dule, nu se camere să curge, să doarme. Înțelegi, da? Păi, ne îndemnați acum să ne culcăm, tocmai acum când trebuie să ne înduhovnicim, stai și noi lângă dumneavoastră să... Ce să duhovnicem la un putregai? Măcar, să devenim și noi putregai. Eu în hârb legat cu sârbă, băi, putregai, băi. Mă cheamă moșul putregai, moșul putregai. Dar vreți să vă mai întoarceți în pustie? Nu, acolo în munții Stănișoara. Da, m-aș duce să mor, dar nu mai pot. Pe ce vă împiedică? Am mă de picioare, nu mai am să de la jos. Vă duce cu mașina, cu tractor. Acolo nu mi-e în mașină, nu de cer. De pe lume. Nu ajung acolo? Câte lumea și pământ, nu mai pot intra mașina. Dar nu v-a fost frică de fiare acolo? Fiare, fiare mai bun, tovarășul. Moșul Marte, bine, dacă avem o cartă apuscată, care o ars, da, mă, o mâncaș linge la gură. O să mi-e da, na, mă, na, uite atâta. Dar pase? Da. Pase? Pase erau pasele împrășel din noapte, care nu văd ziua. Era... Ce fel de pase? Buga! Atâta de înalt. Albăstrie cu galben. Are coc și atâta când e mielul nostru. Cele ziua nu văd.
Și cum face? Atât am bate. Este babeta mai mare ca e. Asta cum face? Asta bate ca câine pe vârful strâncilor. Și pe vârful bradă tot la medonoptă, tot vară. Cine aude, uite, băi, soțul e dracu, acolo și bate ca câine. Babița e asta. Asta e babeta, așa, păi este setarul. Chitarul. Cum face? Setarul, săracu. Păi e o pasăre cu coada scurtă, galbă. El așa cântă cum plâng copiii când e scaldă. Atâta setarul. Dar și bărbățelul și fenaru? Da, chitoranul. Păi, dar ce bagă, te ce bagă. Cum face el? Numai noapte, că nu văd ziua, că noaptea în puținea. Bagă, ai grozav. Dar nu te-ai înspăimântat asta, cum faci așa? Nu, că eram tovarăși cu ei. Și eu eram salvat, e ca și de azi. Da. Și alte paseri mai erau? Este purcelul de noapte. Băi, nu știu. Purcelul de noapte? Așa la mai mare o leacă ca corbul, zboară pentru braz noaptea. Și face go, 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 vit, go, vit, go, 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 vit, go, vit. Cum fac purșeii când îți mai? Ăsta-i purșelul de noapte. Și apoi este pupăta de noapte. Cântă numai luna lui iunie, iulie și am tot la medul nostru. Cum nu le știu dacă am trăit cu ei. Dar aveau frică de dumneavoastră sau se apropiau? Dar păi ce ești că să aibă de un putrigă. Păi și atunci erați putregai? Tu! Da. Și atunci erați tânăr, câți ani aveți? Putrigai și atunci și acum tot așa. Și apoi se mugurezi, frăcăi, codri. Cu gurezi? I-am văzut și la nouă, la Brașov, la gădire, dar i-am văzut acolo, în pădure. Ei ești ca albini cu coc, îți mai mici ca fuga, mai mici. E altă tăsă. Și ei când cântă ciu, e grozav. Dar unul cântă de munte de ta și unul răspunde de dincolo. Face, pe urmă de ce de are prea așa? Și dă peste cap. Și alandă răspunde, flăcă e cozi. Dar cu curez. Dar acolo ce mâncați acolo? Că dacă n-aveați ce să mâncați, ce mâncați? V-am spus că vine păduran. Când aduce un zubzar de cartofi. A dat aduce și o lea de pâine uscat. Și iar azi dat pădurile astea mergă la toate porturile. Ca fugit din fața la o mănânte. Asta da, îmi spune, mă chema la secuțate, nu mai predică. Nu mai predică, n-aveam nicio cu tine. Și ăla face ce-am gălat-o ceaba la Târgu Neagră. Dacă n-am fost arestat la voi în București, la mănânterea pată. M-a dus la afumat, era cu ușinicul meu, cu Arsenie Papașov și un duhun care l-am făcut eu preot că lucrurile la cei. Mergem acum acolo. Ce da. Să-i spunem de la dumneavoastră? Să roage pentru mine, păcătos. Acum mergem la Atechir, Gheor, de aici. Da, el acolo are și el 80 de ani cu barba, ce e mare. O să ar cu mine mult, câțiva ani, s-o mulnăvit. El e și eu de Domnul George Pierovnică. Frate, să o fă general. Dar stați, părinte, stați că eu sunt iscoritor ca părinte Ioanichie, nu? Nu pot să vă las lobodă așa deodată. Da. Când venea iarna acolo, ce făceați? Iarna? Iarna, în munții Stănișoare acolo. Mai degrabă tremur tu de frig în București decât eu acolo. Păi noi chiar am tremurat de frig în București. Ne-au făcut bordeiul 4 metri așa și 4 așa. S-au pus două fuși în fundul bordeiului, două? Fuși. Purci. Da. Groasă de stela. Și au pus două bâne și pe ei au pus bâne de fac. Și pe bânele de fac au luat foltei de brad. Mi-a stat și foltei de brad. Nu, foltei de brad. Foltei de brad, coajă de brad. Coajă de brad. Dar nu de pe acolo, brad, cine știi. Așa e în logică asta. Au pus foltei de brad și pe foltei au turnat pâine, asta au turnat pământ de 3 metri. Grosimea.
Și deasupra o tămâna bral mărunt și au fost frunzării câte lume așa pus de ele de bral. Treceai peste mine de o mie de ori, nu știi că acolo dâmbul cealaltă e toată vină. Și că aveam casă băruiete, curți. Dar nu era zăpada mare? Bă, poate să fie, mă, în bordei când făceam focul numai noaptea, când ziua fumoase de vulcă. Avem o leacă pentru război. Făceam o leacă de foc și dacă se încălză o dată în bordei noaptea, 3-4 zile nu mai era fric. Când pământica... Și veneau fiarele pe acolo? Avem o ușă de... ușa dacă era de... jumătate de metru, îmbrăcată cu muș verde. Și acolo era mii de pietre cu muș verde. O meu om muș aici, o piatră, ce nu te scuceat așa, e așa. Așa, trei mai băieți. Dar diavolul s-a prezentat? Zice, Sfântul Părinte, nu povestea ale tale. Dacă te-aș spune, de ce ai faci cruce, ai fugit cu trei coparate. De... Păi ce v-a spus cineva? Ce v-a spus cineva? Nu mă tremă. Păi așa pentru noi, ca să înțelegem mai exact. Da, da, du-te acolo și pune pe poșă rugăciune, ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Păi eu dacă mă duc pe aici, la 10 metri de chilia noastră și... Da, da. Cum să ieșim noi? Zic, Sfântul Părinte, nu poveste. Eu v-am poveste de păță, de bărde, dar mai mult nu-mi poveste. Dacă v-aș spune și pățăși pe acolo... Așa puțin numai. Ai face cruci și ai fuge cu trei coparate. Așa puțin numai. Nu. Credeți că nu-i folositor ca să știe omul despre demon, cum se întâmplă? Eu ascult de Sfântul Părinte, nu povestești despre viața. Așa, mă. Eu ce facem acolo două ne, mâncam bine, mă plimbam noaptea, ziua, n-am făcut nimic ca bun nici acum. Și acum aici în mănăstire, față de acolo? Tot de acolo. Păi alt confort. Da, tot așa, nu fac nimic ca bun, numai rău, mănânc două, zeu. Și sunt putriga. Unii pe doi spune, este unul o cheamă, moșu putriga, mă. Așa o cheamă. A, Părinte Clopă. Bună, Părinte. Da, știi ce faci cruce? Ia că ai știut. Știi, și tatăl nostru. Aveți doamne și eu de iar, de unul de aici care vine din Tătul, de Bulgaria, din Grecia, cu 160 de studenți, trei profesori cu cruci la gât. Și când a zis, băi, copii, știi, tatăl nostru. Știți, cred, sincer, îți dă-și porunci, știi, doamne și îndrăși. Da, m-a uimit o conferință de 6 ani de la grădiniță. Era cu mama, adică cu sora mamii, ia ascultă și pe asta. Și el a ne-a spus, tăți, copilite, cum de cheamă, Magdalena, mata știe rugășine. Care rugășine? Știi tatăl, știu și crezul? Ia de crezul. M-am speriat o copilită de 6 ani de la grădă. Știa crezul? Cred într-unul Dumnezeu! De la totuitorul, făcătorul cerului și al pământului. Văzutelor tuturor și nevăzutelor și într-unul Domnului Iisus Hristos, singurul Dumnezeu care din tată s-a născut mânanii de toți deși, am cremenit. O tată, vezi, dar ne-a spus mătușa asta care era sorcul. Mama e scoară dimineața, stă la rugăciune câte 2-3 ceasuri, el s-a tăiat atunci. Are doi mai mici, una... Măsa. Are doi mai mici și una mai mare. Și tăt cu dintre la rugăciune. Dragă mamă, ia de ce am lucrat. Ia nu cred, ia nu. Adică copilul face ce face mama. Mama, cea mai bună educatoare de religie în familie e mama. Prima în orice caz. Da, mama! El a purtat în pânce 9 luni, el a născut cu durere, el a purtat în brață 2 ani, eu suferit. Ea este datoare să-l hrănească întâi cu cuvântul Dumnezeu. Când începea gânguri, a vorbit tatăl nostru. Că voi, tată, să nu numiți pe pământ, Hristos. Că unul este tatăl vostru din cerul. Cum înțelegeți voi așa? N-ar mai trebui să decât tată băieți. Dar cum înțelegeți voi cuvântul? Au și știi la Crivore Palama. Ia de la prorocul Ezechiel. Doamne, Tu zidești Duhul omului într-o zemestire. Când am preunat sotul cu Tu de-a Duhul Dumnezeu de bine, trimite sufletul. Și cu puterea Lui se face demnițirea și sufletul omului. Duhul. Și așa e adevărat, Tată, că ne-a dădit în păcere mame noastre, pe tot fața pământ.
Deci, deci voi tată să numiți, că unul-i tatăl. Adevăratul tată ca ne-o zădeți când eram la zăniții. Când oamenii zic asta, mânta, bărbatul cu sânii de femei. El o făcut tată, ca altfel, n-aș fi suflet. N-ar fi om dacă nu era zănițirea lui Dumnezeu. Așa numim Dumnezeu, tată, de când ne-am zăniții. Părinte, încă o întrebare ca să putem să plecăm și noi. Te duci eu șmecerii, Iisus. Oamenii așa acum sunt cam resemnați, că au văzut că tot comuniștii au venit la putere. Da. Ce cuvânt de folos dați la... Că eu duc, cuvântul ăsta îl duc în oraș, la oamenii ăștia resemnați, dezamăgiți, așa, că au pierdut libertatea din nou. Ce să le zic eu? Ce le ziceți dumneavoastră? Ce le transmiteți lor? Bel! Răbdare, 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 răbdare. Și când am părere că-i găsit-o eu de la capăt, și ia, răbdare, 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 când am părere că-i găsit-o eu de la capăt, și ia, răbdare, 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 răbdare. Asta-i sfatul celui mai mare domnule din țara noastră, Vicentie Mălău. I-a fost un... Vicentie? Care a fost sfânt, Mălău. De la Secu? Da, bă, de la Secu. Acolo-s moaște. Da-s moaște, dar eu furam mânăni lui Serafim Oanșe, un deacon, pe mirosă ca crin. Tât de de pomană. Și mânca la apusul țară, de-un fost duhovnic. Dar eu n-am de lucru, mă, călugării să n-am așa, n-am 37, eram cu primul Popovic. Am vrut să-i ultimul sac, că l-am Vasile Lăndărescu, o făcușere la Sfântul Sfinos, să-i trimasă cei mai buni duomnici în Moldova să organizeze mănăstiri puși din Maria Tereza de Ungu. El o măr de la noi, măr doi care strat, bobă, nectare, se dirige la Secu mai mult, și el a fost primul cel mai mare. Ne-am dus în ei ultimul sac. Când tai că, părinte, dată-ne ultimul sac, că de-am unul m-am mai văzut. El a plecat în Sfântul Munte cu tatăl din Secu, Jehova. Când era de 7 ani și a trăit în Sfântul Munte 30 de ani. Când a venit o fostare la Secu, s-a făcut Domnul la Agam. Aici era cu zi. Atâta era închidere, o pernă de paie sub cap și o saltă de paie. Și pe sală era o bibliotecă cu cărți. Când ne-am dus să cerem ultimul sază, mai Vicentie Mălău, cine ai dat? Așa o zis, dragul tate, tot de de pământ. Mi se la biserică, a fost o fărașă de ei, de tot două sticle de mere de albini și o încolășea. Și 40 de lei, cum era atunci. O trăie cu roacă, ne-o dat nimeni, jumătate, 20. Și o sticle de mere. Și pe urmă, când i-am cerut sfatul, era o mânuța lui, a calvânt, e fița fiță. Ia ca ultimă sfat de la Pova Vicente. Răbdare, 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 când s-a părere matare că-i găsit eu de la cap. Și ea, răbdare, 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 și ea, dar eu n-am de lucru. Ceva nu dă nimeni, dar până când părere. Nu până la preșesc. Că nu duce Evanghelia așa. Cine va răbda până în sfârșit. Așa lasă mă nu până la prășit. Nu până la prășit? Nu, până la sfârșit. Da, așa era, da. Sfântul Acate, de la Sfânt Ioan Scarar, a căzut ucenic la un bățân care îl bătea de 7 ori pe zi. Și 9 ani de zile a stat ucenic la el. Când la așa la bățân nu stătea ucenic unul, nici o săptămână, tot îi bătea. Era din fire foarte iubit. Și numai la 9 ani a murit Sfântul Acasă. Auzi Sfântul Ioan Scararu, conduce 20.000 de seastră. La Mântuirii n-ai, că am fost acolo. Deci ucenicul cel care era dar să te bățăie la bățânul și la altul mâine. S-o duc la el, părere de unde e acasă. Da-o murit la vă. Unul îngropat. Ia acolo și mi-ți. Hai să-mi arată. O mărs. Îi pusă tot crucii. Deci când o mărs, vă 3-4 luni mult. La Sfântul Ioan Scărară, se duce la crucea lui. Acasă, Ibrea, ai murit! N-am murit! Ascultătorul niciodată nu moare. Ce-ai spus că a murit, părinte?
Hai, vă duc că n-am mărit. Vai de mine, crimă am făcut. Dă-mi voie să fac o colibă lângă ea, să se lietare până la moarte. Eu l-am bătut de atâtea orfit. El nu zice că nu mai se lietare. Fă! Și-am făcut o colibă lângă el. Iartă-mă acasă că te-am bătut de atâtea milii. S-a arătat Sfântul numai cu 40 de zile înainte de a muri el, că numai una nu o să iubesc. Părinte, simte-ți în mânele tale, care m-a bătut de atâtea ori, că de toate bătării am tot cu nu ne-am fapt. Și sânțeia ta, fiindcă m-ai bătut, mă rog la Mântuitorul să nu te duci în ea, că mi-ai făcut atâtea cu nu. Să știi că mai ai 3 zile și vii la mine, și vă stau împreună. Așa este. Așa răbdare, nu până la prășul. Până la sfârșit, mânca la raiul. Să rămâna mult. Mânca la raiul. Iată ce vreau să vă spun. Să nu s-o puțin vădată că am fost început bun. Toți să dorim să punem început bun. Pentru că noi nu cunoaștem cum trebuie să fie un om care pune început bun. Cum trebuie să facă. Dar de chiar la Savoi Marea și izvoarele în București și ați venit în bietul apă dintr-un părâu sâtnă, cu glodul. Dar asta da. E mai gustos? Pe vrem de secetă. Atâta oameni învățați acolo și atâta speci. Și vine la un potrigaie de moșnea. Sunt probleme care numai părâul sec... Eu și m-am stat desputând, măi, frate, Alisa. Da, zice că părâul sec din care se hrănea corbul lui Ilie într-o vreme era mai... bogat și mai cald. Ia că mă întorc, că-i întorc. Și acum, părinte Ilie, suntem aici în fața dumneavoastră cu câteva probleme care ne dor și nu le putem rezolva în altă parte. Nevoia ne aduce la frate Ioane, ce să spui eu? Deci, eu ne va să te întoarce cu mare orizontul, că te păzi. Eu sunt pătrigaie aici în pădure. Părinte, avem câteva probleme puse aici și vreau să vi le pun înainte și să vedem cum le putem dezlega, care nu le putem. Ia că așa fac și eu, Nicita. Păi, nea, nu știi cum ai zis. Este rău. Măi, și te dau mântă de poate și reușești. Deci, avem așa, părinte, atitudinea noastră a tradiției ortodoxe, a bisericii noastre, atitudinea față de focul veșnic și legătura cu apocatastaza lui Origen. Astăzi este foarte discutat, apar cărți în Occident despre apocatastază și care este atitudinea noastră față de infern. Plecând de la asta, eu vă spun că sunt în situația asta la ora actuală că fac un curs despre Dante, poetul occidental mare, da. Care a scris Infernul și Paradisul și care la ora actuală, la ora de față, părinte, se întâmplă cu el un fenomen foarte interesant, că vor să-l scoate din mormânt musulmanii. Vor să se răzbune pentru un... Dar cine e așa? Pe Dante. Dante este un mare poet care a avut o atitudine critică față de Mahomet la un moment dat. Da. Și acum mahomedanii vor să-l scoată din mormânt. Deci eu vreau să aflu atitudinea dumneavoastră față de infern, față de apocatastază. Problema sinuciderilor. Sunt tineri care sunt în situația asta. Eu vi le înșir la început și pe urmă să vedeți cum le putem dorma. Păi de un om care nu știe nimic. Cine, al treilea, cine ne urmează până în ultimele clipe ale vieții? Un mare teolog contemporan, Karl Rahner, a spus că în momentul morții suntem părăsiți cu desăvârșire. Cineva ne urmează până în ultima clipă? Adică merge pe moarte și cu noi. De la botei, Dumnezeu Păzitor. Așa. El merge și după moarte, pază de reconoi. Da. Așa. Și problema s-a făcut un film la ora actuală în Occident împotriva Mântuitorului, care este blasfemiat Iisus Hristos, Domnul nostru, și care credeți că trebuie să fie atitudinea unui intelectual din Europa la ora de față, față de asta? Și ultima întrebare, problema martirilor.
Așa cum luăm de la capăt, atitudinea noastră ortodoxă față de foc. O aveți în lumina soarele în Evanghelie problema. Dacă ne spune Hristos, pune focul lor nu se strânge și vermenii lor nu doarme. Când ne spune Hristos la cea ce n-am de haină, de nunte, de gasă, mânăre și picioarele, aruncată într-un întuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângere și scâsnirea dinților. Și când draja rugau în Galileea să nu-i scoată din șii de oameni, că era 6.000 de draja, un legion. Legionul roman avea 6.000 de oameni. Știm-o-te pe tine cine ești Fiul Dumnezeu celui preanalt. Te rog, nu ne trimite noi în Iena, că cel mai greu ia după toți Sfinții Părinții, Iena. Iena este un iezer fără fund și fără margină. Sau beznă. Și acolo nu-i fude dacă să vadă cum arde unul pe altul. La care arată mămerii. Cu un negru. Cine hrănește acest foc? De miliarde de ori e mai fervinte decât focul ăsta. Este Sfinții Părinți. Focul nostru e ca un foc. Nu grăbim pe perie de față de focul ăsta. Dar nu avem tăți, Sfinții Părinți. De unde se hrănește? Asta mă întreabă pe mine și studenții. Cine hrănește acel foc? Înseamnă că există un dualism? Există bun, binele și rău și rău. Da, vine o babă de unul că îi spune feciorul un mare profesor. Așa. După ce l-a învățat carte. Mamă, ce ne-a făcut pe Dumnezeu? Un argument ateist. Bată-i jina de nebun. Cine duce la psalmul 3 și la psalmul 52? Zâți acel nebun într-o inima sa, la început. Da, da, da. Nu este Dumnezeu. Sunt feci ne-a făcut pe Dumnezeu. Bă, dar Dumnezeu e mai presus de miliardele din începutul. Dacă aș fi fost avut început, măi, atâtea miliarde, unul l-a făcut cineva. Dar cum picior care n-are început, să-i spui cine l-a făcut? Ia numără într-o mie, am pus cu cifra înainte de zero. Hai, zi, și nu se poate. Dar Dumnezeu nu e început și spui, măi, ca să-i spui tu cine l-a făcut. La așa l-a fost spune și l-a făcut. Dacă știi că am mai existat cineva înaintea lui. Și apoi mă înțelege iad. Iadul și că e făcut când au căzut îngerii, nu? S-a fost făcut pentru... Dar nu tot spune Hristos. L-a judecat. Duceți-vă de la mine blestemat un focul cel de mine. Care este găsit diavolul și îngerilor. Lui. Și că a căzut și omul. În neascultare ca de diavol. Este creat iadul, nu? Dacă a fost creat mai înainte de ziua, da. Ultimul înger care a căzut va fi plinit de sufletele dreptul. Și nu va fi tot ca înger, nu stau pe o pare. Mântuitorul, că m-a întrebat cum cine aici cu șapte bani. Adică creștinii buni completează căderea îngerului. Completează numărul îngerul căzut. Trebuie la Apocalipsa, am văzut un drac, un mare roș, care cu coada lui a târât a treia parte din stelele cerului. I-a aruncat o treime, Sfântul Grigore de Nița. O treime din îngeri a căzut, câte miliarde a fost. Și acum treimea aceea se completează cu sufletul drept. Sunt Ioan Damasiu, nu spune, a făcut Dumnezeu un înger încinător amestecat din două fii. Una a văzut, una din văzut, ca să plânească numărul acelor. Și când s-a completat, e sfârșitul lumii? Sfârșitul lumii, pune de statirea. Veniva căderile de sus, drobiva cartele pe pământ ale multora. Nu treba tu un verbi spurcat al pământului? O mână de pământ spurcată în fundul unui mormânt? Nu treba tu de când e Dumnezeu? Putoare și tărână. Mândrie, păi, mândrie omenea. Trășii. Drașe, sunt drașe articoli care știu toată scriptura de rău, drașe teologi. Așa e să bagă în mintea, așa s-a băgat în mintea lui Ari, al unei istorie, în mintea lui Origen, toți drașe teologi, cum spune Sfântul Macare, articoli care știu toată scriptura, dar nu te lasă o întărești după întărești biserică. Că tu ce ești întărești după, că cum vorbim de întărești de ea? Asta a fost la Origen, un drac articoli. Că ai văzut Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos? A fost de ce a căzut Origen. Când a căzut Origen s-a cutremurat toată biserica, că era om așa de învățat, că dicta la 8 limbi odată. Dicta la 8 din 8 limbi traducea, odată. Gândiți-vă cât înțelepciune era la mână. Da.
când a căzut Origen, a fost dat cu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore de Nița și mai mari sfinți. Giță, care a ducat din ei, Eusebia Cezare, istoricul, că n-a mai fost altă maestet la minte ca Origen, până la dânsul. Dar cum a căzut? Arată Sfântul Simeon cel nebun pentru Hristos. Când a căzut Origen, Origen, ce zic, ținem cu Origen? Ne lepădăm de Origen, lumea era la mare nedumerine. Și doi oameni s-a dus la Sfântul Ioan Pusnicul, tovarășul lui Ioan, Sfântul Simeon cel nebun pentru Hristos, ca să cel nebun pentru Hristos, în cetatea Emese, în Sfântul. Ei amândoi au plecat. La 29 de ani, tot Sfântul Simeon, cu porunca angelului, vei să facă nebun pentru Hristos ca să mântuiască mii de oameni cu nebunia lui în cetatea Emese. Și când s-a întors, el făcea mare nebunii când făcea o minune. Bunoară, uite și... Da, avea spus. Smutic, dacă ai spune șerit. Nu. Când s-a întors, el postiță 40 de zile. Și când mânca acum, o pune-te bob în mijlocul șușele, s-o pus și uita la omul să mânca, că te-o încet de bob cu mâna. Sunt șerit de mâna. Doi oameni se duceau să trebuie de Origen. Și da, fiți Sfântul Ioan împreună. Și așa e o duce mai sus eu mai înainte, ca s-a stat marea și izvoare și a din la părul cel sec. Și aveți acolo marea și izvoare pe Simeon cel nebun. Și ce a zis întrebați de mine? Păi așa e nebun, e vrăjător, e fermecă bună, o duce cum îi vine în gând, că făcea nebunii de ce. Voi nu știți, eu 29 de ani am stat cu el în peșteră și îngerul Domnului nici i-a spus să cade să-mi ia nici asta, să-i fac nebun pentru Hristos. Când ducea apostol cel nebun al lui Iisus, mai înțeleg decât toată lumea. Când nebunia ta ai să aduc mii și mii de oameni la mântuire. Și-o plecat din Origen în Înger. Care-i cu Origen? Dușeți-vă și întreba de el de Origen. El ar să vă spui. Că tot spunea că unul cea cu Origen a fost bun, unul că a fost rău, unul spunea cu Origen. Și eu dacă trei prescuri Ioan din pustie. Na, trei darul Simeon. Când veți ajunge. Dar să nu vă plânteți de el. Pe el deși faci mari nebunii în ceta. Când o ajungi și el cu prescurile, mă dă la mare filosof, ne-o trimeți, el mânca bobă în mijlocul ștrăză. O bugărie copiii cu cete. Mare filosof, ia uite, mănâncă ăsta bobă în fața locului, ca poșă, nu ca omul cu mă. Poșă, mă jur pe Iisus, mă jur pe Iisus! Ați adus eritrii prescuri care nu ne-au dat fratele meu Ioan, ia urmă ne întreabă de prescuri. Tu Origen n-a mâncat bobă muia de 40 de zile. S-a necat în Marea Scriptură pentru multa lui Iscodin. Le-a spus și de Origen și de prescuri. Apoi ce-au văzut de ce-au căzut Origen. Și a început a cere într-un copac și a început a juca pe stradă și a început a bulgări copiii și a plecat. Să n-avea nevoie de slava lui meu. Cel nebun al lui Iisus mai înțeleg. Asta era greșea lui, s-a negat în Marea Scripturilor, că s-a băgat mai mult decât au putut în noapte. Asta e pricina tuturor sectelor și a tuturor filosofilor care se bagă în Marea Scriptură. Scriptura e marea înțelepciune lui Dumnezeu fără margine. Fără fund, băi! Și eu dacă nu pot un otaș nebun și mă bag în mare să mă nec, îi devină mare, că m-am necat. Nu, eu prostăleu. Nu ne-am cunoscut măsura, că mă duc într-o apă adânc, că nu pot de noapte. Așa pasă tăți sectare și tăți care îi scoate Scriptura mai pentru. Ce spune Sfântul Grigore de Nisa? Nu spargeți oasele Scripturii, având dinți înțelegere de la. Eu un copil care suge rămâță, dacă îi dau șoreana jănesc, ori el omor. El nu de, de la. Așa și cel care se bagă în Scripturii. Care are dinți înțelege de lapte. Cuvânt la mielul Pascal, comenta. Când șasul poporul a mâncat mielul cu sărata amară, iar oasele le-a spus le arde cu foc. Oasele erau locuri tare ale Scripturii. Dar sărata amară, dar și cum s-ar trecui? Sărata, nu știi? Știu, dar... Când i-am dat așa de comentar mielul lui Antonie, când era la o fabrică în București, când l-a scos cu decretul. Și măi, ca asta mitică, n-am mai găsit. Asta amară, că trăirea Hristos, e cu suferință. Noi dulci. Cine va rada până în sfârșit? Și
într-o nădare voastră de dobândi, ca să duci crucea lui Hristos, pe țarșa amărăciunii, Hristos n-a dus-o cu suferință până la sfârșit. Odată am lăsat la Tamar. Dacă n-a spus, nu spade, nu vă băga la locul tare în Scriptură, că de ei s-a rățățit și filozof, și sectar, și tăt, care li s-a părut cu poate lua Scriptura după capul lor. Și de aceea vreau să vă spun, urgența necată mare a Scripturilor, s-a escodit a patra apocasatasă a lumii, ce și toată biserica l-a dat anatema la anul 553, timpul lui împăratul, aici, bărbosul, fiul lui nepotul lui Irak. E vorba de apocatastase. Biserica Ortodoxă acceptă trei apocatastase. Trei apocatastase. Cum ar fi? Facerea lume. Este prima. Crearea lume. Crearea lume. Este o noire. Da. A doilea apocatastase, înnoirea prin Iisus Hristos. Că a noit toată lumea. În înviere Domnului. Și a treilea apocatastase, lumea sfârșitul lumii. Înnoirea cu cer nou și pământ. Când va face cer nou și pământ. De la pata nu. Iar urgențe și-a spus, și a pata, care? Că Dumnezeu e prea milostiv și a să ierte și pe îngerii căzuți și a să-i înnoiască, să facă înapoi îngerii, și atunci va fi a pata apocatatată când îngerii vor lua locul lor din cer. Ah. Oare asta nu e adevărat. Biserica asta o combătut-o. Când spune Isaia satane, încetiv haina muiată în sânge, nu ești nici tu. Și niciodată nu mi-ai fi luminat, în lumina care e căzut, din lumina care e căzut. Deci el nu mai are nicio... Dacă cum prooroși, nu ai înseamnă împotrivă. Dar apropo, ce spunea fratele eu la început, de iad, că e pregătit diavolul și îngerilor lui Său. Întreaba omul material care zice, da. Focul acela, nici se alimentează. Este semnul al mâniei lui Dumnezeu, este un foc. Tu întrebi pe Dumnezeu din Iisus. Este foc al pronii divine. Știți când treabă lumea, studenții, discodesc. Ce foc arde în iad de acolo? Material, da. Sau o materie spiritualizată? Nu-i material. Păi totul. Acolo e foc duhovnicesc. Asta vreau să știe, da. Focul iuțimii mâniei lui Dumnezeu atotuitorul care nu se strânge. Și unii focul lor nu se strânge, de vermele ești conștiința care... Conștiința, bă? Pururile a luat de biserică. Dar scrâșnirea dinților și cășba, este focul și scrâșnirea dinților. Scârșirea de doar aduițimea focul și durerile, când iază muncești și trupul și sufletul. Până a judecată de apoi, să muncește numai sufletul. Da, și atunci împreună cu trupul. Iată ce este. Iar noi cei vii care vom fi rămași, nu vom înțelege pe cei adormi. Că într-un Domnul, într-un glas, o trâmbiți să vă arăta, și într-o clipeală a ochiului, într-un glas o țâmbite de apoi ar să întrupeze așii, iar rămâne miliarde de miliarde, iar aici vin numai mult. Nu direct. Nu, să prefac, să schimbă. Și mă răpit, vă fi răpit să-mi văzut. Îmi văzut, dar să prefac, primesc, că avea și conștiință părere. Sunt nemuritor. Primesc patru însușiți, care a zis apostolul Pavel. Seamănă să trup stricășor, cu lasă la trup nestricășor. Seamănă să într-o slăbiciune, cu lasă la într-o putere. Seamănă-ți într-un ocar, într-o așa, într-un neșințit, cu las, la într-o slavă, cu vă strălușit, mai tare ca... Seamănă-ți pe trusul de tesc, aici care au purtat, cu las, la trup duhovnicesc, patru întrușit, cum arată mușa pocăință, vor avea trupurile de tot după înviere. Da, am înțeles asta. Iar așa-i păcătoși, au numai una din aceste patru. Așa-i păcătoși când ne-l-a judecat. Au și ei netricăciunea. Dau netricăciunea nu spre viață veșnică, spre muncă veșnică. Să ardă în veacul, veacul, fără să mistuiască. Ia mult, dacă vrei un om să-l bagă în foc, întâlnime, nu de l-am făcut genușă, nu? Acolo nu. Pe netricăciunea sunt o Grigore de Nița. Adică arde, dar nu se mai mistuie. Trupul duhovnicești, care arde în veșnică. Și cei buni și cei au nemurirea asta. Da, nemurirea unii au viață veșnică, altă pe muncă veșnică. Da, băi, aici, o întrebare, am avut o discuție cu cineva, zice, din cel care moare, normal, la judecata particulară, cât sau pe care îi scoate biserica prin rugăciuni ca la judecata de apoi să nu mai fie în muncă? Omul poate ne... Uite și uite, biserica e trupul lui Hristos. Biserica e mama noastră spirituală, care ne-a născut prin noi, prin dușă, prin apă, la botez. Biserica e stâlp și întărirea adevărului. Biserica e mireasa lui Hristos, ne spune la Apocalipsa. La Efeseni, biserica e trupul lui Hristos.
Noi trebuie să fim alfăriți în trupul Hristos. Adică eu sunt trunchiul copacului, vă ramuri. Toată vița care rămâne într-un mine a adus ceva în domnul care nu se taie și în foc se aruncă. Deci toți care s-au rupt de la biserici sectare, care nu sunt de ascultarea bisericii, de ierarhia făcută de Dumnezeu în biserică, prin Duhul Sfânt, toți s-au rupt de la trupul Hristos. Ne-am vorbit la Curtiși, la Aram. 32 de predicatori eram cu predica Andrei Major. Când am fost într-o misiune așa, ce să rămân în zilele astea. 56. Da, apropo de treaba asta, Vendiglova, da, acel care se întoarce înapoi din eretică, îi primit înapoi în biserică, nu? Da, tot cu Hristos, că Pietru credea că e milostiv, că iată de șapte. Nu du-ți iei de șapte, de șapte, de șapte, de șapte. Da, care moare pe Vendiglova, nu? Dar spune pe Neremia, nu voiesc moartea pe atunci, ca să întoarcă și să fie viu. Dar care moare, vreau să vă zâmbați, povediți, dar nu am fost la biserică în viață, nu pot crește, dar așa... Dar e o racă, dar se pune că... Și te va găsa moartea într-o așa iete judic. Nu vreți să... Uite, trebuie să fie o școală monahală, că o pus la consiliu ea. Da. Tot preotul și diaconul să vie, că vreau să învăț canoanele. S-au făcut și niște preot noștri diaconi. Și au, aici e mănăstire mijloare, din milioane, mă. Se zice cu după ședere la mănăstire, de la caz la caz, cu fiecare. Spuneți-mi un cuvânt cu sinuciderea, cam cazuri grele, cu oameni care vor să-și ia zile. Dacă a fost bolnav, nu e stocat. Iar dacă a fost sănător din ambițată, nu mai are nicio legătură cu biserica lui Hristos. El e ca să repădate. Gata! Cine s-a sinucit? Dar dacă se sinucide pe unde dintr-o frică, din frică că îl știe din miliția. S-a spus apostolul evanghelistul. Deci sunt păcate care n-au iertare nici în deacul de acum. Sinucidea e păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci n-are iertare. Ia să vă fac o listă. Acum care păcate... Care suflete nu-ți pot pomni în biserică, îi pomni vorba. Uite, în biserica lui Hristos, în termen, nu pot pomni sectare, că e păcat împotriva Duhului Sfânt, s-a rupt de la biserica lui Hristos. A doilea, nu pot pomni nici să nu știi, care din ambiție s-a împușcat, s-a otrăvit, că n-am luat pe femeia cu tare sau că n-am putut, așa. A treilea, nu se pot pomeni la liturghie în viacul, viacul care refuză Sfintele Taine la moarte, care a refuzat pe Hristos. A patrulea nu se pot pomeni în biserică niciodată la Dumnezeiască care o jură de lucru sfânt. Dacă s-o măturise și-o lăsa atunci, o-l pot. Dacă nu, nu, pentru că aceste părțicene, dimineața s-o m-ați băgostovit. La Sfânta Etecleză să se înțeles. Ele nu trebuie să facă trupul sângele Domnului, dar au o mare putere să se poate. Că după oară Duhul Sfânt, dar trebuie să facem de acolo. Și așa zic că le pui înainte la oaie, văd la sfârșitul de turgie, de țară, zic că n-a așa. Spală, Doamne, păcatele, și eu nu știu, ce să dar fac un nezăt cu sânge. Deci au comuniunea și le vede împărtășirii, că am vorbit, am la neans, din partea clerului monohal, patria consumându-l numai decât aici, 1000 de preoți aici și așa. Am vorbit, v-ați zis, că aproape 4 ore jumătate, când ne-a fost, ne-a dat 7 subiecte. Și a fost un subiect și reșit felul din împărtășirii în biserica ecumenică, universală. I-am arătat cu ultimul prin părțișele, da. Așa, scuză-l unezi-o cu Hristos, dacă i-am jură pe Hristos. Dar și-a dat niciunul nasă. Da, nu-l pui, nu se poate niciodată. Nu se pune. Așa. Și niciunul nasă. Și care a murit de altul. E împotriva, s-a făcut în ucinderea prin deții. Așa, aici tot nu se pot pune. Și care face păcate publice, îi smintește lumea. Smintește lumea, trebuie cu lumea, trebuie cu lumea. Ia-l lumea, prine. Dacă nu, nu le returi, nu tu că răspund tu ca preot, te duci în fundul iadului dacă îi pui. Eu le spun la aceștia care fac pomeni, băgați de seamă. Eu când fac, am întreb, nu cumva bărbatul jună, nu cumva bărbatul face cu vie publică, nu cumva bărbatul tău să-mi bată, să o muri din bieței. Păi de ce? Pentru că atunci știu pe ce ne pun. Sau nu spun în asta, nu muri nicunul în asta. Care da, care nicunul în asta. Dar care muri nicunul în asta, trebuie cu mine să vorbim în nicunul în asta. Păi și rugăsă moanea nașa, prea curvie îl găsește, în prea curvie. Să vă putem pomeni. Dacă s-a și căit măcar la moarte, chema preotul să măturisa, să se-i pare rău. Al primer să ne duc capitalarul de Becuși. Așa. Ai văzut ce-a păsat Salin? Am vorbit la iar cu doctorul Buturean. La moartea lui Salin a fost 30.000 de doctori chemat din tăti pări. Și din Anglia, din America, și din toate. Tăti păi și el azi era în hemorazie, vertebrale, curge lacrimi, nu mai cunoștea. Dar înainte de a cunoaște, când cunoștea, o contea mama lui fostare, strângeau deja. O soră. Da, o soră.
Și așa era bățâna de 90 de ani și omnic cu câteva mai cu mănăstirea unei fosfără, nu. Nu de strunzul chiar, de tot mii de mănăstiri. Și eu început a plânge, ce să fac? Mă pedeți Dumnezeu. Zice, măcar catarhar acum. Dă o de să fac studiul pentru tine. N-am pomnit la rugăciune, n-am nevoie la treaba. Dar nu i-am făcut paracetul ăsta. Da, dar toată de România, dar și nu știi. De o zi mai regiunea, ne-o zi mai și colaș, ne-o zi mai și română, ne-o zi mai și vin. Da, nu, tot ce-i faci. Nu știi asta? Pomenește, Doamne, te robul tău, Iosif de Sarionov, Stalin de Fălui, Vernicapul, Vernicapul, era de la regiune, dar un călug, dar un călug, vine ca mai auză, că auză, că mă mulțumesc. Dar nu am făcut. O grafat două blocuri de la noi. Deci eu cerut... Nu, el o cerut. El o cerut. Dar a început soare, dar l-am înțat. Dar făcea soare. Că zice, uite și Dumnezeu te primește, că tăharul pe cruce. Ultima dată, dar de ce-ți pare rău? Și-mi pare rău, dar nu mai poți face pocăință, că-s gata. Și o plătit la toate țările, și în Serbia i-a făcut, și în România, și în Bulgaria, toate țările. Te facă panașide. Încă spune o să-mi orice, îi pune în pază, nu mai, din colizorile, nu mă uitam. Colizorile să moară. Da. Dar părintele, băi, era cei mari. Aici, iertați-mă, o întrebare. Biserica pe cine scoatea noi din pomerșii din iad? Doar nu, nu ne rugăm toată viața. Cum e cu nu, dar astea sunt... Ne treabă și pe noi credincioși. Da, asta e. Și este o confuzie. Și la Dante, la Dante merge acolo și se umple de pomernice. Lumea zice, du-te la Nina și rogă să se roage pentru mine, că nu da, mai am mai poate să stai. Nu, Nina. Eu de mai sânge lui Hristos, da. De curântă de ori păcat. Nu, Nina. Cine pomeni noi moarte? Dar ia ca de ce ne poți. Cel și-a murit în păcat cu biserica. Cel și-a murit, cea de n-a fost în păcat, a fost în căință mare. E doar primește până la ultima tuflare. E de că a fost de orice păcate. Deci, după moarte, biserica este ușurează. De ce pare? Nu-i voie la moarte să oprești Sfintele Taine? Am avut eu un caz. Din București îmi vine o doamnă de la Mavrogen. 32 de reclame. Soția unei colonie. Și ea i-a dat directoarea de ciul Carajare în proiectul meu cu două licențe. Dumnezeu s-o ia de câțiva 10-15 ani de atunci. O murit. O murit, da, la 3 luni o sumă. Și zice, o venit. Ofițerul spunea așa, să nu-mi faci copii, copiii salva drașul. Salva. Nu i-a dat voie să facă unul, dar era deșteaptă, de când a văzut o doare la mitră jos, a început dureri mari. A dus la un doctor internist. Era femeie deșteaptă, știi, câteva linii. Domnul, făcu altă bătă mea aici la mine. Dar și fără că i-a spus că ești de acum înainte. Ai bani și am 200 de mii la cercutare. Și am o soră care dă spese la mănânce. Mi-o spus din unii, dar am uitat. Dă bani la cineva din credere să faci atâtea botezuri câte recloajă ne-ai făcut. Și asta copii sărași în braș. Și la moarte dau voie să împărtășesc. Cât am mai tărăcat? 3 luni și 3 zile mai trăim. Și om ai împărtășit-o la moarte? O împărtășit-o? Deci o putem pomeni, chiar dacă o făcut asta. Gata, dar unii la căință. S-a mărturisit la mine aici. Și a spus de mărturisit că acolo știi ce ne plăc, eu am surat la Mabroge. Ne pot urmă ce vârstă că acolo. N-am surat eu, e muzeu antipa acolo, muzeu șama. Acolo, la șosea, cum îi zice acolo? Da, da. E vezi tema. Am surat eu biserică cu mică la Mabroge. Cine ne urmează până în ultimele clipe ale vieții? La moartea fiecare om vin atâta dragi, câte păcate are om. Și atâta îngeri vin buni, câte fapte bune are om. Și e o mare luptă și o încăierare, care să pui mâna pe suflet? O suflet de mercum decât toată lumea. Dar cea mai mare putere are îngerul păzător, aveți spune viața. Și noi mei, dacă am auzit că mai vine și alții îngeri în spune într-o carte. Vine, dar îngerul păzător când vine aici și te luptă, ai văzut că o să mă cadă în comă? Da. Știți și cadă în comă? Arată Sfântul Grigore din Nisa. Ei au început să dorească dincolo. Și vede că dragi vin. Dacă ar veni un drag, un drag numai unii o mie de oameni, numai unul, tot mor. Nu rămâne unul dacă aveți să arăt de înfățișarea lui. De frică. De frică. Nu rămâne unul. Dar sufletul îi zărește cum se luptă cu unii și nu știe și ne-am zărit. Și de frică cade în comul, pierde minte și nu mai cunoaște nimic. Tot așa împărtăți cei care să leagă nimeni. Deci îngerul păzător și faptele bune sau rele merg cu dânsul până la ultima. Cu dânsul, iată și este. Îngerul păzător
chiar dacă asta e a lor? Nu. Eu l-am păzut de la Dumnezeu, cum puteți. Eu trebuie să-l dau mâna voastră când ne-a poruncit Dumnezeu la 40 zile. Păi zice, Neroa, n-a judecat asta, teologie, escatologică, în articoloare, până la 40 zile. Și vezi, îngerul îl i-am primit. Omul ești o dasă, îl ține în casă 24 de ori. Și ia aminte din copilăria lui, de când era numai de 3-4 ani. Și îi spune așa, frate suflet, sunt Grigore din Nistea, nici eu nu merge frate. Fiindcă sufletul e frate după partea rațională cu îngeri. E ființă de sine stăpânitoare, cuvântătoare, înțelegătoare și scris împrejur cu trei părți și nescris împrejur cu locul. Frate, acum nu am nevoie de lăcățătate. Frate, îngerul și cu sufletul, frate. Și tu iau de vorbă și îngerul spune, frate suflet, iată, mă cunoști. Până acum nu m-a ratat, ție, că n-am avut corupt. Eu erai copilaș mii de 3 ani, de 5 ani. Uite așa înțelegei tu, așa știi totuși. Și iată mama ta te pune când ai făcut mea, nu trebuie să arată mătura. Du-te în filioportită, du-te adă gâștele de așa. Și îi spune, lumea a intrat la școală, clasa întâi, a doua, ai făcut școală elementară, ai făcut liceu, ai făcut... Ei amintește toată viața. Ei ai făcut universitate, ai făcut facultate, ai făcut cutare. Dacă ești băiat și băiat tot așa, ai făcut, ai fost acău, fata mare, ne-ai făcut armată, te-ai însurat, ai făcut război, concentrare, liniște, toată viața, în ziua întâi. Și atunci întreabă sub sfinte îngerea mea, de unde știi așa că eu ne-am uitat? Tu ui, dar eu nu pot uita, că nu somn. Tu dormi, frate, suflet, eu nu pot dormi. Tu ai mâncat, frate, suflet, eu nu pot mânca. Tu bei, eu nu pot bea. Nu poate, nu trebuie să bea, că e înger. Nu, da, așa. Eu sunt care mă hrănesc cu Duhul Sfânt totdeauna, în toate prezentele și trecea și mi-am eu potolește Duhul meu. Frate, suflete, n-ai și te tem saltele și spune Duhul Sfânt. Nici să dormitezi și el se păzește. Tu ai dormit. Când făceai tu păcate mari, eu mă dădeam deoparte. Când făceai tu păcate mari, eu mă dădeam deoparte și plângeam. Doamne, întoarce. Dar nu-l părăjă de ditul, să-l reagă. Nu, ai văzut că te mătra acolo tu. Ce-am făcut eu păcate? Eu eram. Te mătram să aduc aminte de păcat ca să te împaci cu Dumnezeu. Îngerul poate stimula conștiința păcătosului sau nu știu? Totdeauna, totdeauna. Glasul Dumnezeu, nu mi-e conștiința, dar ai trezări de conștiință. Și îngerul contribuie la asta. El a păcat conștiința, adormi? Și îl îmbată satana cu pace. Îmbată conștiința. Hai, pocăiești, ala mărturisire, nu mai fă, pune o tar cu tare. Și zice, tu, frate, suflete, să știi. Ai trăit în vângere mai și tare 9 luni, te-a născut mama cu durere, te-a putat în brațul 2 ani, ți-ai sub pieptul. Mama, te-a păzut din foc, zic cu tare, uite, ai ajuns în școală, îi spune toată viața lui ziua întâi. Ziua aldoc, le-am vorbit drumul sugetul de unde, câte lume era. Era moarte până la 40 zile, n-am cum vă spun aici, mulți. Da, am vorbit la popor, chiar atunci. Dar după viața repăută atunci. E tradus în românești din mitropolitul primat al țării, Iosif Gheorghe, din limba franceză. Ei, după a doua zi se întâmplă un lucru mai înfricoșat. A doua zi se întâmplă ce spune în saltire. Pentru ce mă tem în ziua șerea? Că fără de legea călcăielul meu mă va înconjura. A doua zi duce îngeri până a umblat toată viața, omul și-a dat unde a făcut bine și ne-a făcut rău. Să nu spui nimic, dar părinte, poate un om cu 3000 de ani pe pământ, poți să iasă 10.000 de ani, că sufletul merge mai rând ca fulgerul. Hai vă spune prorocul Elenie, alerga vor doamne în grabă și mai repede ca razăre fulgerul sufletele zădu vor veni câte timp. E ființă națională, gândește, uite am dus Paris, Roma, București, toată trei, am ajuns. Așa mi-a sufletit după mare. E cu viteză, na. Ca să îngeri, ca să dragi. Duhul. Ei nu pot fi în două locuri deodată, dar merg repede. Da, ca fulgere. Fără timp și spațiu. Nu ar avea ce faci unii roți întreagă, ți-ai arăt ce-a făcut toată viața. Da, da. Și când mergi ca gândul. Da, duci așa, ia că frate tu vezi. Aici ai mâncat, aici ai băut, aici ai curvit, aici ai înjurat, aici ai curvit.
Aici ai făcut bine, te-ai mărturit și te-ai mărut la biserică, ai ascultat cuvântul Dumnezeu, aici a fost milă, aici că copiii îmi frică Dumnezeu, aici ai dat un sfat bun, aici ai citit Sfintele Scripturi, aici ai totul. Iar atunci bine în ziua lor. Și iar întreabă sufletul, zice, da, cum de știi bine că tace? Eu n-am lisă niciodată. Chiar că îmi făceai rău, eu am avut poruncă să-ți păzăm. Să vă răvă angelul, Domnul împrejurul și rău să tem de dânsul ce faci. Eu că vedeam că vin dragi, că aveau puteți să omoare. Adică să ruptă pentru el. Că de multe ori au vrut să omoare satana. Nu, nu poate, că mă vede bine, pum. Eu am spus păstor al tău, la sotul boțe. Șapă în ziua a treia trece între coșatele și vânt. Păleu îngere ca fulgele cerului și-l duc să treacă vămine văzducului. Ai văzut vama întâi vorbirea de rău. Cine n-a dus de rău? Vama a doua mânie, vama a treia răcumie, vama a patra de nevăzut. Aici îi cântăresc toate. Dar nu are voie să-l de aici în ea. Când cade sufletul în rai sau în iad, când la pază de când se hotăresc? La pază de iad, tot ce voie. Dar de ce la scara lui Ioan, Sfânt Ioan Scaralul? Tată cum cade la jumătatea scării, mai de sus, mai de jos, îi trage jos. Adică nu mai ajunge până la tronul lui Dumnezeu. Nu, aici e altul, eu am simbol, că așa e simbol. Eu am simbol că unul se ridică pe oameni și până la urmă, dar cu când se învăța, cade jos. Simbolul căderii, către inul meu asta. Deci nu-i scara vămilor. Orice scară te poți mântui la Sfântul Ioan. Da, da, dacă altul se ridică până la următură, până cade, dacă nu au avut de psihoteală și deci, de la îngerul văzător ne păzește până la 46. Când de se hotărăște... Le-am spus cum trece pe rai, cum trece pe vâlm, le-am spus cât de vreme merge pe iad. Dar a spus încă o vorbe, în volumul întâi ai pus ceva din asta. Poate că-i da, pus, nu știu, nu știu, dacă... Ia, este mare, frate, eu o întrebare. Mai am două întrebări. Am o întrebare legată, a apărut în Occident un film, am citit în ziare franțuzești asta, despre un film... al cărui scenariu a fost un roman al unui scriitor grec. Grața lui Iisus. Nu, da, un film grec, un film de blasfemie la adresa Mântuitorului. Ce atitudine trebuie să ia biserica noastră față de asemenea lucruri? Frate Ioan! Dar știți ce tulbură tineretul și lumea din Occident? Și nu poate opri nimeni. A fost o astă în Atena, că am fost o astă cea puțin mai mare. Dar, Ioane, nu-ți-o nici fie frică de asta. Ai văzut ce a spus Mântuitorul lui Petru? Stai, băi, rămâne frică. Ascultă. Văzut? Da. Ce a spus? Iată. Cine zic oameni că sunt eu? Doamne, unul că ești revnie, unul că ești indie, că te-ai trupat. Dar voi și asculat ești. Doamne, tu ești tot Fiul Dumnezeu și lui Zim. Aici, tu ești, mă, tu te vei chema Petru. E așată piatră biserică voi zidi și porțile iadului pe dânsa nu o vorbire. Sunt Atanasie cel mare. Cine-s porțile iadului? Gurile ateilor, gurile necredincioșilor, gurile ereticilor, gurile sectarilor, gurile, aici a spus, nu vorbirui biserica lui Hristos, pe temiată, pe piața așa din capul unghiului. Sunt Atanas, de ce mă le spune? Când e cine jură voi de când e lumea. Da, am văzut istoria. De când e lumea, n-ai văzut la secte, sunt toate istorii. O fost de când e lumea. Și apoi, piața așa din capul unghiului este Hristos. Niciodată biserica nu va cădea. Când se ridică unul și-o blastene iadă biserica, pe Hristos, pe data de-i pace. Când ne nu se duce cu el aici. Când i-a venit la judecata, s-a arătat, ia vină în coașă. Tu țărână și praf, ta, ta. În asemenea condiție, băi, gălă, dacă vine unul și zice, a avut hulind sau blasfemând, sau chiar cum spune un firma anticreștin, poți să iei vă dată poziție sau vă lege în voi? Ia-te-o, mamă, că ta mă așa vă aici în puțul. Și parcă aici am... Să iei poziție creștin în fața lui să-l compas. Stai și spune să-l cam... Sau să-l ridic acolo. Sunt pe-am gură de aunte, băi, la putere, dacă îi faci cum spune, sunt pe-am gură de aici. Tot acum, tăi. Auzi, mă, n-ai interes. Eu că ta mă altceva, ieși un cuvânt aici în puțul, ieși cu putință o creștină și în fiecare șați îți spăgătuiesc. Știem că am găsit, dar n-am pus cel, dar cum mă caută dacă ai fost prost. Din Părești acum la București, cu puțul și părțile din grăbăi. Păsărea de gru am la ora de mare, așa ne-o aduc. Nu, dar iese. Eu am adus două vite, că așa este. Iese, iese, ce pare.
Bunică, foarte. Ia calcă-i uneva pe mare, ne zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci vei auzi pe cineva înjurând în public pe Hristos. Hai, hai, să sau biserica lui, du-te și-i dă palme că ți-ai simțit mânele tale. Sunt de voi de mai jos, mai. Și cea de vei suferi încesoare sau bătaie sau pedeată pentru asta, bucură-te că mușeneșii s-o coaliția. Dacă suferi, că ai bătut și așa și vorbește pe Hristos. Păi acum ce timp, eu ca ta am altceva. Uh-huh. Că acum... Acum vreau să vă mai întreb un lucru, am foarte important. Eu personal sunt invitat, sunt poet, am, cum știți, am cărți și m-ați îndemnat de atâtea ori și m-ați ajutat. Nu să înțeleg, m-ați îndeminat față de Ardeal, față de Ștefan cel Mare, mi-ați vorbit cu atâta entuziasm că m-am aprins de a le-am scris câte o carte. Dumneavoastră vă datoriți. No, tu, că fie dar vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă mă cheamă undeva să vorbesc și să citesc poezii, oriunde, m-au chemat, am fost chemat într-o parte, într-alta și mă duc oriunde, mă cheamă. Dacă mă cheamă. Citește-ne. Dacă ele sunt creștini, ele e un fel de mărturisire a credinței, nu? Da, sigur, n-am. Dacă vorbim în ele, se va creștinesc, nu, nu e o mărturisire de credință, totul. Sigur că e mărturisire de credință. Încă da, câte din ele de ea mai este Ioanita, mai trebuie și dreaptă să o cotea. Asta e. Mântuiesc-o vreau tot păzuță-vă de oameni, că vor pune peste voi mânuri și vă vor duce la ăștia sau bani. Și când poți... Ei, mai merge pe acolo, alea, mai merge. De Sfânt Ioan Gură de Aur. Când poți ferește de primejdie, iar dacă pe urmă ai căzut în primejdie, nu-l pe da. Mă trebuie de pe tot până la unul. E pe măsură, da. Dacă uneori altul zici că ai trecut măsură... Eu vă spun că mai continuu dialogul cu japonezii care dumneavoastră m-ați ajutat și l-am continuat. Mai am o problemă legată de adâncurile inimii noastre. Care este, ei mă întreabă, mereu v-am întrebat și asta, ce avem noi cel mai adânc întipărit în inima noastră, noi europeni. Deci dacă eu mă întreabă pe mine japonezul, dumneata, ce ai cel mai adânc în inima ta întipărit? Din cunoașterea voastră, ce chip sau ce, iubirea, ei zic că au compasiunea. Cel mai frumos lucru pe care l-au ei ca budiști și șintoiști, au compasiunea. Noi ce putem zice că avem cel mai adânc în inima noastră? Cel mai adânc în inima noastră este conștiința, glasul lui Dumnezeu în om, care ne îndeamnă numai la bine și ne oprește de la rău. Și al doilea este sufletul cuvântului. Și asta cum să-l înțeleg? Sufletul cuvântului este cuvântul cel înăuntru așezat de Dumnezeu în inimă, cu care vorbim, că nu vorbim sonor. Vezi? Așezat de Dumnezeu. Așezat, sunt Ioan Damasie. Aici se cheamă sufletul cuvântului. Uh-huh. Cuvântul așezat de Dumnezeu în inima omului de la zădirea lui, cu care vorbim, nu cuvântul sonor. Aici sonor este îmbrăcămintea acelui, adică acela ne face să vorbim, dar acela așezat în inimă tainică, uite, nu vezi că stai și vorbești și atunci singur. Și citești o carte numai cu gândul, fără scoți limba. Dar ăla... Aici ai sufletul cuvântul, cuvântul cel tainic în inima așezat. Dacă... La ce se referă el, cuvântul cel tainic în inima așezat? El e pus de Dumnezeu acolo, înțelegi? Cu care vorbim cu Dumnezeu tainic. Și în rugăciune și oricând și punem la care toate probleme. Are legătură cu Logosul, are legătură cu Logosul lui Dumnezeu asta. Păi cuvântul lui Dumnezeu. Imită Logosul, adică... Dar nu este, este altceva decât Logosul Iisus Hristos. Logosul e cuvântul lui Dumnezeu și aici e cuvântul cel înăuntru așadat, da, de Dumnezeu cu care ne putem ruga, cu care putem întărești, cu care putem... Exact. Am putea spune că eu... Aici a rugat împreună cu conștiința. Rugați Dumnezeu, nu. Am de așa mai multe. Dacă am făcut bine, mă bucur, întotdeauna. Putem spune că este o creangă față de trunchi, adică cuvântul acesta este față de Logosul da, lui Dumnezeu. Da, e pus de Dumnezeu un om, cuvântul cel înăuntru așezat, aici e cuvântul tainic care lucrează împreună cu conștiință. Fără să mă mulță nimeni, am de așa nimeni nu mă mulță. Așa la nu. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este judecător drept. Nu-l pot potoli nici cu parale, nici cu măgulez, nici cu nimica. Poate să-ți iei unul tot globul. Nu e același lucru cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu globul să-l nu, nu, nu. Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegi. Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegi, este
ai văzut ce spune la Psalmul 32? Da. Cu cuvântul Domnului, cerurile s-au întărit. Cu Duhul Gurii Lui, toată puterea luată pe toată Sfânta Treime a luat aici. Asta are chipul și asemănarea. Da. Cuvântul poartă chipul. Noi avem chipul asemănarea Sfântii Treime. Dacă n-am avea acel cuvânt, n-am avut chipul asemănarea. Minte, cuvânt și Duh. Aici e chipul asemănarea. N-am avea chipul Sfântii Treime. Minte, cuvânt și Duh. Aici tu mă numești și Duhul ascultăm, care minte, e cerată de lumină în mijlocul inimii. Și între minte și între cuvânt. Și are și pe cuvânt și pe minte în sine. El circumfie și mintea și cuvântul în sine. El încinde radă în mijlocul inimii. Aici e Duhul. Și el e un dor gânditor, Sfântul Grigorie Palama, care stă între minte și între cuvânt și circumfie în sine și mintea și cuvânt. Dor gânditor. Da. Un dor care stă între minte și între cuvânt. Aici e cuvântul cel înăuntru așa da. Sau Duhul. Cu aista e mai mare omul decât îngeri. Cu acest Duh. Cu acest Duh, cu această rasă. Când nu s-a spus în Scripturi nicăieri că s-a făcut îngeri după chipul și-a mândrat la Dumnezeu. Sunt Grigore Dinița. Cu aista omul mai mare decât îngeri. Cu Duhul cel de viață făcător care stă mirtau cuvântul cel tainic al inimii. E mai mare decât îngeri. Da, cu aista e mai mare decât îngeri. Îngeri n-au cuvântul. Nu, ei nu s-au făcut așa. Așa l-a făcut Dumnezeu pe om. Minte, cuvânt și Duh. Asta e partea interioară nevăzută a omului. Vreau să vă întreb. Este... De ce le spun aici că mi-a spus o bădeți da popa copiii mult, dar unde bune popa? Ce popă e și ala? Ce botează țărâna? Că sufletul cel care are chipul și tămânarea de el a plecat, sufletul de fața, s-a dus, tu botezi pământul și mângâi pe oameni să dea ecolași, îi vădea copii. O să știe 2 metri de pânză, 2 colari, 200 de lei, bătează un copil mort. Nu se poate, așa e că este tot rău. Ireze, mă, dar asta mă, zile care nu cunosc nici legi, nici domni, nimic. Da. De ce trebuie să ne temem cel mai mult în viață? O întrebare scurtă. De ce trebuie să ne temem cel mai mult în viață? Cel mai tare să ne temem de Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că zice Scriptura. Cu frica Dumnezeu să abate tot omul de la rău. Sau zice, începerea înțelepciunii este frica Domnului. Asta o zice David. De ce trebuie să ne lipim mai mult pe pământ? De cine trebuie să ne lipim cel mai mult pe pământ cât trăim aici? Porunca întâi o știi? Da. Cum să nu știi tu munca astea roaie? Tu nu știi. Dar ce nu știi? Ne lipim. Câte dreptate are Dumnezeu, măi? Să ne dea porunca întâi. Să iubești Domnul din toată inima ta, din tot cuiectul tău, din toată virtutea ta. Adică e toată ființa noastră. Adică să ne de dragă cea de Dumnezeu. Din toată inima e sufletul. Din toată mintea ta este cugetul, e mintea. Din toată virtutea e trup. Toată ființa să-l iubim. Ne contopim în el cu toată ființa noastră. Dar de ce? Cine ne-a dat minte? Cine ne-a dat trup? Cine ne-a dat suflet? Cine ne-a dat vedere? Cine ne-a dat auz, cine ne-a dat miros, cine ne-a dat gust, cine ne-a dat pipăire, cine ne-a dat viață, cine ne-a dat de sine stăpânirea, cine ne hrănește. Toate ființele de cotopii mei, toate... E de hăl care ne-a dat toate. Apostolul Pavel spunea așa în stadion. Ce ai omule care nu ai rost? Și dacă ai rost, și te mândrești. Ai viață, cine te-a dat? Ai minte, cine te-a dat? Ai vorbire, cine te-a dat? Ai vedere, cine te-a dat? Ai miros, cine ți-l o dat? Ai gust, cine ți-l o dat? Ai trup, cine ți-l o dat? Ai sănătate, cine ți-l o dat? Ai de cine ți-l pânire, ca să faci ce vrei bine sau cine te ți-l dat? Și dacă ai luat, de ce te mândrești că acum ai fi luat? De ce e în porunca întâi și cere? Prea cu dreptate Dumnezeu în veacul, veacul, să-L iubim cu toată ființă. De el să ne iubim cu toată ființă, că legea noastră creștină e cea mai desăvârșită de suficient. Iubim pe făcătorul, băi, că ne-o adun din neființă la ființă. Pe tot, că și ne-o dat tot ce avem noi în ființă, noastră, el ne-o dat. Păi bine să iubim. Dar iubirea creștină față de om, e aceeași măsură după lumea? Nu. Iubirea, auzi, spune iar a doua asemenea, acel de tu iubești pe aproape. Asemenea? Dar să vezi, stai cât spun Sfinții Părinți. Că iubirea de aproape are măsură. Aha. Pe aproape nu ca pe Dumnezeu, din toate, numai ca pe tine. Ești de unitarul, nu mă sunt. Stai mă, eu vreau să mă mântuiesc. Te iubești pe tine, dar hai cu mine, mă mântuiesc. Și tu vrei să te mântuiesc.
Da. Așa. Eu vreau să ne, ca să ne foame, vreau să mănânc așa și tu. Îl iubesc mă măsura ta. De aia să ne duce confunzi. Pune-mă vedere în iubirea mea. Toată fiind. Deci, a doua iubire are măsuri cu treaptă. În măsura în care mă iubesc pe mine. Ea așa din tăi nu mai are măsură. E că se contropește cu ființa ta nemărginită al lui Dumnezeu. Eu vă cunosc de aproape un sfert de veac și totdeauna când am venit aici, am venit cu întrebări, cu probleme, cu cazuri care nu le-am putut dezvolta. N-ai făcut bine că ne luăm prostele. Și să vă spun, și totdeauna am plecat de aici ca din rai, fericit și plin de înțelepciune. Cum vă explicați întâlnirea pentru mine cu dumneavoastră este o sărbătoare fără egal. De ce se întâmplă asta? Ai credință. După credință te mândrine, dar eu n-am nimic cu ce te pot. Totuși am observat că întâlnirea cu alți oameni de alt soi față de dumneavoastră. Eu cred că aveți o bucurie ascunsă, poate nu o spuneți așa, aveți un izvor de pace și de bucurie lăuntrică care emană în toți oamenii când vin în contact cu dumneavoastră. Frate, cum o explicați asta? Cația rai, n-am nimic cu. Dacă apostolul pare să repete până al 30-a. Și în epistola către romani spune așa, eu nu știu nimic bun într-un mic. Eu cum zic am? Sau Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, de care cel din tăi sunt eu. Și duc cel mai mare păcătos, n-am nimic bun. Sunt de acord, asta e partea dumneavoastră, dar știu că puterea lui Dumnezeu, slăbiciune... Vreau să fac o completare aici, părinte. Când doi oameni vorbesc, care cred în Hristos, vorbesc despre Hristos, despre mântuire, este și Duhul Sfânt între ei. El transmite bucuria de la unul la altul. Deci, cred că-i pe Duhul Duhului, bucuria care... El vine cu credință, că ea ca mea doi au făcut parte să aibă și băie... Credința unui, ea smerenia, altuia și Duhul Sfânt care face legătura prin această bucurie. Mai nu se poate să nu mângâi nedopi un om credincios. Dumnezeu, ta din foiețe țări mai rar, în care ești cu biserica, cu Dumnezeu și cu credință. De ce e te mângâi Dumnezeu? Și totdeauna asta e. Că dacă ce înțelegi Dumnezeu, zic că corumpate, zic, ce înțelegi pe unul, tot îi voi cerți pe tine. Că tu îi lauzi pe Dumnezeu și așa înțelegi din inima ta. Dumnezeu îl dă și ești, pentru că El e. Dar, Părinte Iova, cuvântul și era cuvântul nu-i potrivit aici, că și când a făcut Hristos în partea sa mulțumim pentru necredința lor, nu putea să facă Hristos, sau că n-a vrut pentru că nu credeau ei. Nu credeau? Ca un știutor... Dumnezeu face minuni și când nu vrea omul. Nu, dar știi de ce n-a făcut minuni pentru necredința? Ca nu cumva facă minuni și ei necredință să o sândească, tot din dragoste, din mirabă. Mă duc la cei care cred, că aici dacă nu cred de dreptatea mea, mă sândește să-i pedepță. Numai din ei nu fac aici cu deci, mine. Nu cântă, e... dar nu cântă pe Dumnezeu răspunde cu dragoste. Au ce spune că Duhul Sfânt, milă și judecată, voi cânta ții noi. Este o nemărginită de milosenie, mărginită de drept. Dacă le-aș vorbi, dreptatea lui a se lăsă pe dețan. Dar așa nu le-au văzut, e o cruțat. Că nu-ți pregătiți acum să le vorbim. Avem nevoie de un înțeles mai limpede față de dragostea față de neam și slujirea față de neamul și de patria ta. Este în Apocalipsă textul pe care să vor veni înaintea mielului neamurile cu cinstea și cu onoarea lor, cu doxa și cu timia. Cum este, cum putem noi să lucrăm ca să mântuiască? Că nu ne putem mântui singuri, ne mântuim la oaltă. Ce legătură este între mântuirea personală și mântuirea unui neam? Suntem angajați în mântuirea unui neam. Și cum putem salva asta? Suntem legați de jertfă. Mâncați-a raiul, Dimon, mâncați-a raiul. Cum e făcut? Eu te-o incogitor și acealalt. Doi fi celălalt. Spuneți-ne ceva despre lucrul ăsta. Cum ați vorbit despre Ștefan? Eu îți spune mântuitorul. Când spune pilda cu samarineanu, ai văzut? Da. Un om a căzut în talhar, care dezbrăcându-și răninul, l-a lăsat de-abia azil. S-a trecut un preot pe acolo, l-a văzut rănit. S-a trecut un levit, un diacon, s-a trecut un samarineanu. Și eu fac un mir, lega ranele lui, l-a dus la o casă de oasă, dar doi dinari. S-a zis, poate grijă de el și orice vei merge, tu eu îți văd ație. Deci care dintr-o aceștia a fost mai aproape? Și el a vrut să întrebi, de aceea care a făcut mie lucrurile în casă. Și Mântuitor ia tu drept, are tu mie și fără toate. Orice om din lume, frate Ioane, este aproape de nou. Da. La mine vine orice, om nici prefil, om nici... Eu nu i-am știut, pe urmă m-am făcut, fost miniște, că am fost putare. Eu nu-i cunosc. De eu ne aduc aminte și spune carte. Și el vine la mine, nu vă scoate afară.
Eu nu fac deosebire că e ateu, că e credincios, că nu e necredincios. Adică nu interesează neamul, nici de ce neamul, nici de ce nu mă interesa, deci fratele meu că l-am văzut. Și dacă îmi spune un necaz, caut eu după puterea mea să-l sfătuiesc, să-l ajut, să-i pun slujbe. Nu fac nicio deosebire, poți să fie evreu. Dacă ai văzut oamenii taiști, ateiști, aici din București, ăsta e pe Petru Ștefan, pe George Ștefanescu, cu Maria Dolores. Vine cu un profesor adventist de la 13 ani, care cântă la București, cum se cheamă, la Ucăracul, da, da. Ateneu popular. Și așa le cântă ce, că o cântă națională, de aici se luptă cu ei să-l aducă. Acredit, la ortodoxie, care se cântă și în biserică cu Marianu. Mă trezesc cu ei. Eu eram cam obosit că lucram aici. Seara mă duc acolo și cât mă mai văd, ei stau până la mezunul de vorbă și ne-a spus doctorul, profesorul, că am 4 operații, 77 de ani. Părinte, m-a stat vorbesc 20 de minute, că inima ți-i slăbită, te le-a mai și eu vorbesc 5-7 ore. Și când îmi scăp, eu nu fac o cruce pe coloc, am un coloc în cap. Că mă simt în gata. Că nu pot nimic de zis. Și ce-ați văzut că a venit și ăla? Și el când a venit, a convins cu Biblia, casa plină, că cu casa și e în cap pe totul de oameni. Și uite așa, așa, uite ce spune, a luat-o de la ieșire, 20 cu 4, să nu-ți face nici o plinică asemănare cu ta. Da? Dar eu nu iau, n-am catat în Biblie, că eu le-am memorizat, am două lucrări în privința asta, deci credința lucrarea întâi în 81, până în 85, mai îmbunătățite. Și ai dat de vedea, ce nu femeia asta în 20. Ce? Și cu ce ultrarea, eu nu mă uit în Biblie. Eu eram pe scaunul cealaltă. E cată la 25, tot la ieșire. Ia citește de acolo, că deci o dă Dumnezeu cu 100 icoane cu lucruri de mâini făcute o mine. E cată când Dumnezeu spune ei să faci icoane. Moise, e o roadă de salcâm, și-o fă, și-o îmbracă cu aur, și-o fă doi drugi de lemn și-o îmbracă cu aur. Da, da. Și-o fă doi herodim și iau și-o pune cu aripezi cu tăi. Au zis să spun. Și-o spune, nu-ți faci aici și-o pe nici asemănarea vreunul de câte sunt în cer. Sus pe pământ, jos în apă, sub pământ. Să nu te încerci, să nu suge. Sunt herodim în cer, mă? Uite că o să facă herodim în care e cer. Ori pot să facă landă, ori pot să facă semne cu 7 candele, ori pot să facă tot ce coboară pentru corpul mânt cu ce băi pe rapin, ori pot să facă verminte lui Iaron și rapidul, ori pot să facă cu tare, cu catapiteamă, care vede tot ce-i mizerică cu porunca în Dumnezeu. Și când spunea, eu să te am, și a luat satan să cetească el cu tare, cu tare. Și la urmă și-au făcut, iar asta te lumea, s-au pus în genunchi, dar la urmă n-au murit. O făcut cruci de azi înainte, voi fi omul bisericii Dumnezeu. De fapt, toată lumea. Am avut evoviv. S-au întors așa, s-au întors la fiență? Da. Am avut evoviv, unul inginer mecanic la fabrică o margine, pe Piața Neam. Am avut doi la Frumușica, Bătoșane. Am avut baptiști, mă, de la Abrud. A venit părinte Ignatescu cu doi profesori, ăsta, predicatori, evanghelici, de nu. Apropo, părinte, am auzit de Matia spunea de secta asta, templul satanic, cum se cheamă, care se închide diavolul, satanic. Ați auzit secta asta ceva? Câte nu mai sunt, așa. Dar cea mai grozavă, cea mai teribilă. Evoviște, cei mai mari drăjmașari din tot. În Europa, da. În America este secta. Au centrat la evoviște mondială în India. Și nu voi vorbeați de Hristos. Îmi spuneai să rapi unde sunt în mondial, mă promiți. În Grecia, de ce de ușa și-l dau 100.000 zici că Hristos în Dumnezeu. Și atunci grec. Cu banii ăsta. Da, spune evanghelistul Ioan. Firul. Ați auzut că vine Antichrist, tot Duhul care nu mă înțelesește pe Iisus Hristos că este în Dumnezeu, Antichristul. Deci n-ai nimergător lui Antichrist, tăgăduiesc nevederea lui Hristos. Sectelinul, dar nu mai e foviște. Vreau să vă spun, nu cel mai de secte cred, dar nu, altele. Deci nu sunt cine la icoane, la Sfânta Cruce, la Maica. Da. Și iată și în tăt tip. Nu ne spăriem, noi una să știm. Că piatra Hristos este temelia bisericii. Și porțile iadului nouă sunt Atanasie cel Mare. Deci sectele noastre biruiască biserică. Ai vreo spune sunt Atanasie cel Mare, vezi căderea iudeilor din credință. Câți proroși ai avut ei până la Ioan Botezătorul? De-ată niciunul. Legea și proroși ați mânt până la Ioan. Este o rădecat de proroși, nu mai au. Este o rădecat Duhul Sfânt să nu mai aibă proroși până în sfârșit. Creoara s-a pustit de darul Dumnezeu. Tot el spune, să nu vă teme când vor mântu vrăjmașul biserică.
Și în vremea sfârșitului, și oricând Hristos va susține pe cei credincioși. Și zice că dacă ar să împărățați ca Antichrist 1260 de zile, nu 3 ani jumătate. Dar aia auză ce spune altă mângâiere în Evanghelie, nu te duce el, eu să vă asculta. Asta pare că te cot o lună împărăția Evanghelie. Cine nu poate, nu ții pe cei alu, ca să-i crucul. Deci totdeauna spune credința cu statul în sine, un domn, o credință și un bătă. În cei și ne-am dat până așa este. Ai văzut mare vasănă când începe a descrize dinia în Ixa Imeron? Am uștit Sfântul Ioan Gurgeau, o mire la față. Da. Vă rog să o citiți. Da, s-a jumătate. Știi, când mai vine, aici nu e apucată în lumea, îmi pune băiatul o viuză că eu nu pot de la altul mai mărânt. Și o citești pe asta. Care e părerea asta deosebirea în gândire la Sfântul Ioan Gurgeau și la Sfântul Vasile, la Pasăre? La Pasăre, o mire al Sfântul Vasile mai aduce. Și aietea au alta, detușirea poporului, înțelege poporul. Moralizatoare. Sfântul Vasile sunt mai adânc, dar mai greu de înțeles. Cred că ce spune el când începe a descrie. Știe grozavă, zoologia, pot da. Mare filosof este Paianul. Și eu știu că Paianul nu-i filosof, Paianul. Da, el era adevărat. Ei, dar nu te lua asta atâta, că ți arată de ce. Dar am văzut că aduce și la viața practică. Îl atâtește la om, la... Eu când încep, am vorbit din Ixa Imeron, nu mă mai pot opri, că le-am știut la liniu și când îmi v-am cu oile. Ca să se vadă chiar de direct să nu v-ați spus prea mult. Dar duminica a treia sau a patra din postul mare. Nu știu, dar nu mai pot că eu toate când am venit aici de la Franța, era bătării Iisus. Și am vorbit la Carpolo. Și ne-a spus, era Fărinte Galebe, vezi că era șef. Era aici, Dan și Bote a făcut doctoratul la Strasbourg. Părinte, am venit să te vadă cu tare, sunt nouă autocară. Și el era încă mantic, cu crucea, că el încă... Da. I-am fost, asta, nănaș la călugării. Am zis, luat, băi, să te-a, era atâta profesor de la Paris, de la Sembiu, de la... Da. Ne-am stăt, era Popescu, de la Institutul Biblie, luată lumea, sub mantic, tot căltura. Cel mai indicat e dumneata, că ei fost nănaș. Și duhovnii din 73, el de ce, că vreau să-l facă patriacul la neam și eu nu vreau. Și mă, dar aici e platformă de pornit la episcopii cu tare, nu. Dar nu mă facă să trebuie, eram înșelit. Și m-a întrebat aici, când a ieșit așa la cu Barbișon de la Paris. Părinte duhovnic, câte ramificații are teologia universală ortodoxă? Eu citit în Pirineu Mielseu, eram în grudul, cartea la mine, că m-am cu oile. Pirineu Mielseu, că a fost cineva în țara, cel mai mare dogmatic. 30 de ani decanul facultății de teologie în București și a fost metropolit în Moldova și l-am mărturisit la mai multe mă la gata. Sunt eu de cate cu istoria religiunii. Și acolo citiți-mi eu ramificatele teologiei. Iacă după câți ani și să mă înțelege. De la Paris. Atât era cu aparate de cipri, cu creioare. Eu nu știu cea mai mare. Și i-am spus. Domnule, că era 4-5 translatori care traduce bine, în care era și Daniel. Ramificatele teologiei ortodoxe, după cum le țin minte, sunt frâzești. Și i-am spus, întâi e teologie morală, alta care o cunoaște, cel mai ușor pentru copii și pentru oameni, că le-a înțeles toate bani. Apoi teologie naturală. Sau apologetică, aparată pe care a științelor experimentale, adică din natură. Apoi vine teologia dogmatică, mediul teologiilor. Apoi vine teologia mistică, al patrulea, a cincilea, teologia mistică comparată, care face comparată între teologia noastră, cea mahomedană, cea protestantă, cea catolică, cea budistă, cea mai departe. A șasea teologie eschatologică. Eschatologică particular, care se ocupă cu viața sufletul nostru, până se hotărăște, până la 40 de zile. Una a șaselea este teologie eschatologică universală care se ocupă cu starea sufletelor noastre de la judecata particulară până la judecata de apoi, de la Părintele Stăniloae, și te-a văzut în țaie. E una din teologia parusiană, care se ocupă cu a doua venire a Mântuitorului Hristos, tot ce e în legătură cu venirea mea. A șaselea, a opterea, pe teologia catafatică afirmativă, pozitivă.
Păi se poate vorbi de Dumnezeu afirmativ, că e tot bun, a tot înțelept, a tot puternic, a tot creator, a tot creator, a tot luminător și mai departe. A noua, păi teologia apofatică. Așa, vede că Dumnezeu prin negații, nu prin afirmații. Uite când vorbește în termeni apofatici. Ce este Dumnezeu? Lumină? Nu-i lumină. El este izvorul toată lumina așa gânditoare și el pe pământ. Mai presus de toată lumina Dumnezeu lumină. Ce este Dumnezeu? Putere? Nu-i putere. Izvorul toată, mai presus de toată puterea Dumnezeu puterilor. Ce este Dumnezeu? Înțelepciune? Nu-i înțelepciune. Izvorul toată înțelepciunea așa rațională, amintul rațională de cel pe pământ, mai presus de și Dumnezeu înțelepciune. Ce e Dumnezeu lumină? Nu, dintr-o toată lumina se mai pentru Dumnezeu lumină și mai departe. Așa se vorbește în termeni apofatici de Dumnezeu. Teologia nouă asta pune. Asta e a zicea. Asta apofatică. Teologia 11, teologia energiei necreate ale Duhului Sfânt. Asta e interesa mai tare. Ei a văzut... Teologia Sfântului Sfânt. Grigorii Palamas. Ei a văzut din secolul XIV, nu Grigorii Palamas cu Balam și din Balaure din Calab, dacă o numește cuviotul XIV la Neamț, teologii catolici vechi vă știu 6 milioane în țară. Ei o au toți, teologii vechi, ca așa ortodoxi. A fost aici 2-3 teologii vechi. Nu zic că a fost ei cu Elisei, cu ăsta cu Moisei. Era din teologii vechi, din catolici vechi, ei ne-au spus. Pot traduce dacă mai scrie ce pare cartea Italia lui Cumbărnu. Nu și-o făcut, da. Și când a zis a ieșit unul cu barbi și un bătrân. În ce constă sinteza energiilor necreiate ale Duhului Sfânt? Vă dau două lecăți încuiate. Să ne decide. Uite, un acasă. Tu discuiesc, sunt trei studii de teorie. Dumnezeu este totul într-o toate și într-o nimeni a nimic. Și a stat acolo, că era măgăcan, până așa. Acolo, că nu a încăput aici atâta. Era asemarea la față. Și cum, Doamne, dacă e totul într-o toate și într-o nimeni a nimic? Ori e totul într-o toate, ori într-o nimeni a nu-i nimic. Dar mândouă nu se poate așa, deține dacă asta. Sunt ce teologi, mă. I-a spus la ispitirii, tu așa se ispitești. Nu. Pentru că am găsit de credere, este la Sfântul Părinte, lasă de dau la dipteți. Că aia să-ți vorbește cu cei dipteți. Cu cei prăbuni, cu mătușa Marion. Că așa e spus că ultima ta ne se facă, se suportează că se roage. Iar asta teologi. Cum, Părinte, dacă e totul într-o toate, și într-o nimeni nu-i nimic. Mă rog să mă explicați voi mintea. Și asta nu se poate. Dacă e întrebarea cât se poate. Și vă mai dau o lacasă să descuie. Dumnezeu și din toate, tuturor se cunoaște și din nimic nimărul. Se cunoaște la toți din toate și din nimic nimărul. Nimărul nu se poate din nimic. Și atunci s-a decat și ceilalte cam asta. Dacă vorbim cea mai înaltă teologie din Sfânt. Vă rog să discutăm. Sunt Grigore Palama. Lui este deosebirea între fapte și între ființă. Sunt Grigore Palama. Sunt Grigore Palama la întâlcări pe maxim mădoritor. Dionisia Areopagitul. Sunt Ioan Gură de Aure, zice lui Dionisia Areopagitul, pasărea șerului, ca din păperete era știe cerească și pământească teologia cea mai noastră. Da, a ființă de urmă a lui Grigore Palama, și aici mi-am zis că e vultul șerului, îi zice lui Grigore Palama. Și apoi îmi zic, părinte, zice, cât am așa stat, era atâtea aparate, cu 20, 30 de astea, că e cu mâna pe creion. Și cum e asta, mă? Totul într-o toate și într-o nimeni. În creație este totul, prin creație. E prezent într-o toate. Și mai încolo spun. Și prin ființă, nimeni nu-l pătrunde. Se procede de adevăr. Dar eu am luat-o treptat. Aia, spune-ți pe Domne, în lumea inertă, care n-are viață, soare, luna, stelele, pământul, metalurile, toată lumea inertă care n-are viață într-o. Dumnezeu este totul ca creator
Sfântul Limne a nimic după Sfinț. Prin Sfinț a anunțat nici rog din minii Serafim. Ai văzut cum e tot Domnul toate ca creator, nu ca Sfinț. În lumea vegetală, tot ce-i verde sușel, tot code, tot munte, toate pădurile, toate ogoale, toate țanele, toate vegetale de pe mări, de pe uscat, toate câmpiile, toate dumbrăvile, toate... Tot ce-i verde sub cer, pe pământ și mare, Dumnezeu este totul întru toate ca creator și ca dătător de viața fiilor, suflete fără de sănțări. Cum? Dar de ființa lui nu s-a simțit, Doamne Ferește. Că de ființa lui este inaccesibil, mintor atonal din cer și pământ. Nici nu se poate vorbi, nici nu se poate atingi. Cum e asta, părinții? Dumnezeu e totul într-o toate în regnul vegetal ca creator, bun. Și ca creator de suflete fără să înțelegi. Păi după ce eu toporul și stai carpunul, stai și eram la umbră. Îl doare? Era soi. Uite eu o coadă și coadă să-l folice. Le doare? Și nu. Dau viață. Eu vezi că cresc, îmi floresc, fac să mânz, susuc. Vece suflete dar nezul altă la regnul vegetal. Suflete fără de simțiri, ca să nu-l doare dacă îl tai cu tare, cu tare. Și asta se numește viața firii. Deci, păi, sunt o întoare cea mare, în ferocare. Deci, așa Dumnezeu e totul într-o toate renul vegetal, ca dătător, ca creator, ca dătător de suflete fără simțiri, adică dătător de viața firii. De acolo lumea animalelor, șarelor, târătoarelor, păsărilor, peștilor, animalilor de mare, insectelor, ajungând până la furnică și mai jos, Dumnezeu este totul într-o toate că le-a creat ca creator și ca dătător de suflete cu simțire, dar fără minte. Cum? Atunci au ridicat o replică. Doi, nu un. Părinte, asta întrebăm și așa. Dătător de suflete cu simțiri, că dacă tai o pasăre, o doare, un el îmi doare, înțelegi? Tai o pasăre, orice de... Dacă tai un pierd, îl doare, știe. Dar fără minte. Și am părere să întrebăm ceva, e bun? De ce e să te-am la umbra asta aici? Cine v-a adus de la Paris aici? Am trimis un telegram, unde de niște mari. Și ce vă întreb atât? Zăcute cum e... El îmi spune așa la, pe franțuzești. Au ce spune prorocul Isaia. Cunoscut a boul pe cel ce l-a dobândit pe dânsul și asenul este a domnilor săi. Iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și iarăși zice, cunoscut a torturica și rândunica vremea ei sub soare, iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și a zis și domnule papagal, poate ce știu cum faci tu, el face și eu. Și afară de alta, papagal. Domnule, câinele e foarte deștept. Calul e foarte deștept. Vezi ce inteligența au. Uuu, te cunoaște câine după 20 de ani. Știi de ce? Ai spus că le-au dat suflete cât în felul, dar fără minte. Oare n-au și ele minte? Dacă ziceți voi că are minte, vă luptați cu Duhul Sfânt. Direct! Cum? Au ce zice Duhul Sfânt în Psalterie. Și omul în șerte fiind, n-a priceput. Alăturat-o cu dobitoașele cele fără de minte și s-au asemănat-o. Duhul Sfânt spune că n-are minte și voi ziceți că are. Și cine se crede? Pe voi, dar pe Duhul Sfânt. Dar cum e asta, mă? Așa. Nu vă luptați cu Duhul Dumnezeu, că are minte. Că eu nu le spun de la mine. Așa sunt învățăturile Sfântului Grigorie Palama. Iată cum este. Ele au auzit și-a puterea minții omului. Vă numiți în limba radicală instinct. Iar el îi spune priceperii fereastră. Asta e un auzul și puterea minții omenilor care a dat Dumnezeu animalelor, chiarilor, tărătoarelor, păsărilor și la toate vietățile mici și mari ca să poată să se cunoască neamul lor, ca să cunoască vremea lor, ca să părdească de dușmanii lor, ca să poată hrăni. Auzul și puterea minții omenilor. Deci Sfântul Efrem, care zice puterea lui omul. Auzi plăcerințe prin cei prea fereați, care a dat Dumnezeu la dobitoaje, ca ele să poată grăni, să poată cunoază, să știe vremea lor de plecare, de venire și toate cele noastre. Să poată păză viața
Asta au animale numite. Au 11 puterea minții omenești numite pricepere ferească. Îi luau și scrieu acolo. Iată așa, deci în lumea animalelor. Tu m-am amințat în lumea oamenii și a fost vorba mai mult. De Dumnezeu e creator al animalelor și a dobitoașilor și a chiarilor și a peșilor și a păsărilor, ca creatorii totul într-o față și ca dătător de ciude de consențiri, dar fără minte. Iar în lumea oamenilor Dumnezeu este dătător de suflete, cu simțire și cu minte, dar fără să atingă de ființa sa. De ce e omul să numește Fiul Dumnezeu după Adam, din botez? Duce apodul Padre, ca doar darul punerii de fii în baia naște de a doua și a noierii Duhului Sfânt. Și în botez. Tu faci un fiu, un minut după dar, de la botez. Da, ne faci în fii, dar după dar, când duce psalterii Ioan, Dumnezeu sunteți. Și fiii celui prea înalt toți. Dar și vezi de Dumnezeu după dar, nu după ființă. După ființă, numai Dumnezeu. Am luat, sunt trei cuvinte mari, mari, lui Vasile, de ce face răul la Exaimer om. Da. Băi, dacă așa e, poți să stai zile, înțelegi? Câte filosofie acolo de facere una. Și le-am arătat așa după scurt cât am putut, în ce fel Dumnezeu este totul într-o toate, și în lumea oamenilor, și animalul, și așa, este și în ce fel nu este, adică după ființă. Că de ființa lui nu s-a ținut nimic. Dar ce l-am dat la casă? N-a zis cu el, nu știu ce. După din toată-l cunoaște. Și din lună, și din soare, și din cerul, sunt slava lui Dumnezeu. Da. Și din pământ, și din flori, din toate. Da, din inimă lui după ființă. Că de ființă nu nu-ți poate atinge cu inteligență. Nici îngerească, nici omenească. Să luăm pe Marele Vasile și frumos descris de bine. Și îi spun Sfântul Părinț, împăratul cuvinte. Era mare mesele la cuvinte. Și sunt pe-o îngură de aur, cuvânt după cuvânt, îl cuiește la Geneză. Am carte aici, am. Am, da. Am citit o carte. Am citit și eu câteva exemple. Da, și bărdece ce înțelegeți cum vor lucru, abia face. Asta e îmbogățat să fie. Școala seriană, exegeză. Da, de la Antioșia. De la liturgie alegorică, asta, teologie alegorică. Ce? Da, și aminte că am făcut la Alexandrie, Origen și Eva. Ce vreau să vă spun, iar Marele Vasile mai adânc decât tot vorbește. Pentru ce înțelepți, prefer a Sfântul Vasile să citească. Da, da. Mare filosof este Paianjul. Cine a știut odată că Paianjul e mare filosof? La grei filosofia te împărța în două. Viitor, sau vorbitori. Strașe, care voi. Și tăcitor, cum era de Diogene și alții, prin tăcere. Tăcus. Atât. Tăce și lucra. Era filosofia tăcere. Stai tu să vorbeați cu lucrurile ta. Filosofia se împărță două. Unii tăceau și cu viața lor predicau. Stai tu să vorbeați. Alții vorbeau mult ritul. Să împărtășați prin puterea cuvântului învățătorul lor la alții. Iar pe filosof îl pune în rândul pe părinul, în rândul filosofului cu tăcerea. Și cine aude odată glasul părinului? Să vedem. Musca o aud. Un țânțar cât de mic, dar la orice țânțar. Albina o aud, dar cine aude glasul părinului odată sub cer? Care aude odată glasul părinului? Mare filosof. Tace și face. Îl vezi că ea și te leagă de coruri, de coruri. Face pândușoară, face golocul și ăla a lui. Și dacă e mic, face o pândușoară mai mică, în care pânce mai mic. Și dacă e mare, face una mai mare. El știe că are pânce mare. Ai cuvânt pentru pronia marului Vasile. Ce frumos să vorbește. Parcă, când mă bagă nici să-i numărăm, parcă n-aș mai ieși din gândirile astea. Cât de frumos. Și Dumnezeu care știe că l-a făcut. Da, zice, și de gen tată. Niciodată în legele de la zădirea lui, până la nu i-a dat nimeni, nu i-a dat tatăl. Mântuitorul ne-a mătat, tatăl nu. Dacă ne-au făcut din poartă de grijă. Cum poartă de grijă și la paianul. La așa mititel,
El face acolo. Și în minte, el nu poate face mare mărevrașă. Și Dumnezeu, care e frământ, o să cumva mă paia, mă trăiește cu muscă 200 de lei, dacă suge muscă. Dar așa mintele îi trimite o musculiță mică. Că dacă ar trimite una mare, i-ar străca pânza și ieșea cu aricele puține. Nu după puterea lui, una mică se poate încurca acolo. Nu de după și faci viața așa, de după. Și Doamne, eu am făcut. Ce dă acolo? Face spionă? Nu, nu, nu. Doamne, eu am lucrat. Trimite mâncare. Tu mai făc. Și Dumnezeu are grijă, trimite o muscuță mică la așa mică. Se încurcă acolo. Când se încurcă, el zice, o prinde și o suge. Și pe urmă, după așa, o structură, 200 de lei nu mai are nevoie de mâncare. Dar îi trebuie, știi că-i mete, s-a făcut de lucru sau cu asta înapoi, nu o să-l cu musa. Prinde de colo, de colo, de colo. Poate. Știi că-i trebuie mâncare și poime. Și, da, la așa mai mare, ne dă știi că are pânze mai mare. S-a făcut și el mreja mai mare. Trebuie de un bun, dar mai mare. Și... Când s-a încurcat, o prinde, o mănâncă și trăiește paionul cu o muscă 200 de lei. Stare la rău nevara, deci-o. Nici până cele pline de are de muște. Restanță de la mușcule, o prinde, o mâncă de acolo. Pline, zic, uite, gospodar. Stau acolo, tătăiam. Dar atunci, da, a celui mai mare Dumnezeu, știi că are pânce mai mare și se mete o muscă mai mare. Dar la aia au zis vorbind de paionul, numește mare, va să-i mare și rostul. Tare! Ne duce metă la așa mică o muscă mică pe pânzele lui, așa mare cu tare. Dar duce și el necredincios. Din toate trage comentarii la omul mare, bată, din tot iubă la omul așa. Duce și el necredincios, da, dar eu nu-s poion să mănânc o muscă. Eu am femeie, eu am copii, eu am dăr la tot. Să mănânc de crepe fără o muște. O răutatea ta, omule necredincios și orb. Dumnezeu care hrănește paianul cel mic cu o muscă mică și paianul cel mare cu o muscă mare, așa la hrănește și pe carida și verida. Cei mai mari chiți ai lumii cu pune la facere, că a făcut Dumnezeu chiți cei mari ai lumii. Haideți, trăiesc un mâncianul pașetic, a murit până și baleane al nostru. Zice, a făcut Dumnezeu și hrănește și pe careda și vereda, care unul din ei mănâncă într-o ducă două ore. Că așa are milioane de kilograme și grăsime. Cam dacă prinde o banană în vas, poate că o milion de kilograme de grăsime. El ia parca insul, ce spune în dublațele, pe ocean. El zice că stai la soare cu o pată și ăla zice că ora mea și tâmpie într-o asta. Mă judec să toate ne insul. Îi pare că e un poliție pe nasă. Așa de mare. Aici sunt Carida și Verida. Să arăte ție necredinșiotul, eu care hrănesc paianul cel mic cu o muscă mică și cel mare, eu hrănesc și pe Carida și Verida, care mănâncă unul singur într-o zi cât două orașe. Pentru că auzi când în biserica, cel ce dă hrană la tot trupul, că în viață este milanit. El hrănesc și pe unul și pe altul. De-a face artă în cuvânt. Împăratele împărătești, în garda imperială sau regală sau acui acolo, să nu cumva să iei un atentat împotriva celui conducător. Că te-ai apropiat de, n-a făcut armat, n-a fost caporal, parola. Parola, stai, fini! Îți da parola intra, dacă nu, te împușcă, că e sus, te nu? Și dacă n-a intrat paiajul nostru, dacă nu mă frâng prin camere palatului, nu m-a dus studiile în paie. Iode, fată, vezi ce-a făcut paierele, iode ce-i pe aici. Dacă n-a dat paierul după parola de a intra la acolo, nimeni nu știe. Păi i-a dat de seamală, domnule, eu vreau să-mi fac asta. Iar a intrat fără parol. Dar după își face treburile lui. M-a numătura mult pe acolo prin cap. Sfântul Vasării îți face ce frumos la fiecare. Da, vorbim din exai, merom în mare, dar să zic, dacă te mi-e. Dar din întreaga creație. Cât sunt de acum? Ia să-ți spun, fratele, el merge pe străinătate, abia să duce la mare, la lume, în Japonia. Când te-a întrebat din temelia pământului și ființa lui, cine a făcut pământ? Ce ai să-i spui după știință? Că Dumnezeu, nu? El a făcut.
să punem la început apă, când ne duci cerul și pământul. Păi ne ține de credința noastră. Dar vine câte un prostelău care vrea să spune că e plin de deșteptăciune și îmi spune de unul, părinții, pământul are 2 miliarde de ani. Ai fost atunci? Știi tu? Dar zice, părinte, nu e așa cum duce Biblia, că e de 7.000 de ani. Dar și Biblia se zice, spune că e de 7.000 de ani. Unul mâna în anii patriarul și-o puse ei de la anii. Dar pământul nu are ani. Mare va să dizolvem de pământul. Nu-i de vârstă la asta, vezi? Și iau ce spune Scriptura, iar pământul era, dar nici tu nu știi de când era. Era netopit. Nici eu. Nu mă arată ce stare era. Iar pământul era nevăzut și netocmit. Care era cauza nevederii? Era în ampi. Sfântul Mărilor. Și-a adus Dumnezeu să adune apre într-o adunările lor și să arate uscat. Cum scoate ciobanul capul din zâmb? Nu-mi destâne, dacă îmi plăcuți, băi, că așa uși Dumnezeu, pământul de nape. Care era cauza nevedere că tălcuiește? Două pricini era. Cere cu voi nu se făcut. Stați, s-a făcut în zuașe. Și animale, și păsă, și apere, și toate. Cum în zuașa. Cauza nevedere, două era. Cere cu voi nu se făcut. Și a doilea cauza nevedere, că era nape. Dumnezeu privește nu prin noi, prin înțelepciune. El știa că este acolo. Și-a adus Dumnezeu să adune apre într-o adunare, Dumnezeu să arate uscatul, la Teorostos. Dar de ce nu merge pe pământ uscat? Pentru că cele sunt în el izvoare și cu tare le-a pus Dumnezeu să ții la o temperatură ca să poată rodi, să facă. Dar el din fire pune-l pe pământ la post, destul, tu că faci cărămidă, nu? El, firea lui, este uscată. Cauza nevederii a fost două. Apele care îl acoperie și cele cu ei nu sunt făcuți. A spune de pământ. Bai, da, ce frumos spune. Netocmirea și era numai ne era netocmit. Și tocmire să aibă dacă regnul vegetal nu era. N-avea un fir de verdeată pe el. Tocmirea a fost că n-a dat să lea sară pământul. Mă, ține pe nu, ne-a avea, nu-i nimic al meu. Da. Cu voi nici fără voi. Dar pe că nu au făcut luna să stăie oameni acolo, luna a făcut-o spre vreme. Da, și era pământul înainte, adică fără fie. Și acum pământul a dat fie oameni și știi că fie oameni trebuie iarbă, că au de obitoare, au cutat, tot ce le-au făcut el. Și a zis Dumnezeu să răsară pământul iarbă verde și cutare și pom roditor, a căreia să fie sămânță după fie și cutare. Asta a fost podava. Când e tomire, era neîmpodobire. Da, așa e. Și tu mai văzut și când a făcut pe om, a pus mâna de Dumnezeu și a luat pământ, a dat înseamnă de lui. Și l-a suflat două zile, una simțită din pământ. Și una domnișească a suflat în fața lui și a făcut Adam în Dumnezeu. Zidirea Evei a fost în rai. Zidirea lui Adam pe pământ, se întâmplă. Că în rai a dat Domnul Adam. Adam a fost creat este pământ, din pământ și după de acolo a luat pământ. Da, nu de rai. Ia Eva. Din coasta lui era ea, după Dumnezeu a pus somn adânc în Adam și a luat o coastă, i-a făcut mie și a întrebat că l-a trezut, s-a trezut el în somn. Adame, cum te cheamă? Acesta-i ul din oasele mei, că a sunt încă din coasta lui. Ca nene, ca nene, el te va chema femeie. Și a pus numele Sarena. Eva, ce înseamnă Eva? Viață. Dar pentru care pe cine a pus viață? Păi, Grigori Bogoslovul. Pentru două prișini, i-a fost viață. E că prin... Deci o că lumea prin femeie. Gen tăi că avea să fie maica tuturor celor din... Vezi că tu răspune de trei fier lui Adam. Cain, Abel și Sem, nu? Dar spune mai departe, s-a născut Adam, fii și fiecare. Dar nu spune nume, dar avea cronograful lui George ce de noi. Cate s-a dus din Asiria, din Aldeia. O știu că de-a lor, că am purtat-o cu mine. Aia o să spune, cât fie a avut Eva? 50 de pereci. Până un băieț o fată, nu, din 50 a născut gemene Eva. Un băieț o fată. Și aia ce spune că sora s-a luat, că aici de sora ta, Romana, în căsătorii. S-a luat și de sora ta, Terda. Era păcata lui ăștia, că erau... Până la Avram, la Avram nu s-a fost păcata, nesecarea se... Ca să mântați oameni, și în de diferite, am născut ceva și a tăiat cu 20 de ani, mi-a modificat, n-am, a tăiat cu
Ia, 950 de ani, am 930. Din acele cele de pereți, s-a mulțit. S-a mulțit Dumnezeu. Și urmă. Ca vedeți, vă spune împărăția Uriașului, e un om grav, dar e prea mult. Mari, mari sunt, băi, frate, mă, mari părți, ai timp, dar până, că ce faci, mari părți, ceva? Nu se poate spune. Păi nu. Dar iată-ți la cum trage Sfântul Vasile în învățătură pentru om? Ia gândit-o. Mărena de mare, când ar să împerece, nu cu tovarășul, cu zicărea de mare. Sunt preu. Aștept acum reștina. Ai văzut când zicărea de mare stă în sânge de dușmanul mâini, de preuși. Și când mă cheamă la împreunare pe mrena de mare, înțelegi? El șuie de țară, îl stângi. Și ei aude glasul și zice. Dar ești pânilul scurat, îl stești. Tu ești pânilul trans. Nu mă împreun cu tine până în vechi o travă. Dar sunt liberea de din dragostea mrenii, îmi vară să tătul o travă. După ce o văzat tot ala, împreună cu mrena și iese din aceste pereci, îți mrene de mare și zicere de stângi. Ca starete ție, omule, dacă ai dat de o femeie și încet în căsătorie, și tu ești prin o travă a păcatului, măcar de la căsătorie ieși, varsă o travă a păcatului tale și să fii la fel cu soția. Da, dar din la creație, moralizează pe oameni. Dar de la toate trebuie învățătorii de om. Hai, filozofia sunt de la fel. Păi dacă avem vorbim din ei, să ai unul până în sală, dar uite, poate avem... Păi este acum sunt în pas, duc că de atunci eu am gură de au, cel mai adesă, e comentarii la evanghelista, toate. Da. Mai este unul acum, este când de până gata la facere cu partea a doua, când este numai partea întâită. Da. Și la Sfântul Vasile este epistolii, tot anul, epistolii Sfântul Vasile și armat. Da. Acum, nu știu ce mai scoate la Sfântul Vasile, dacă le scoate. Aș vrea să-l dau ta noastră, mă ne-am împărțit. Da, vorbim doi sau trei. Cum să iau, eu lucrez cu tineretul, cu studenți, cu fete, cu băieți, dar am observat la curs că dacă iau cu asprime și le arată întâi lucruri întunecate și aspre despre viața creștină, le arată întunericul iadului, unii ies de la ore și nu mai vin niciodată de frică. Am observat că dacă iau cu blândețe și le vorbesc cu iubire și despre iubire, întâi fac cunoscut pe Dumnezeu ca Tată și ca iubire. Ei se lipesc pe s-apropie. Și am observat următorul lucru, de asta e o întrebare. Și a doua întrebare este că unii ajung în situații de acestea, după ce își cunosc starea pregătită, de păcat, au de-a face și cu tulburări din partea necurate și intră spaima în ei. Și mă întreabă ce să facă când vine tulburare din partea necuratului în sufletul lor. Sunt tineri și asta. Și cum să se lupte ca să scape de așa? Da, ce Ioan, cu accidenta educator. Dumnezeu cu gură de aur spune, nu s-a pus să iei Dumnezeu judecător din afară, să-l poți momi cu parale, să-i dai atâta putare ca să te pripată pe tine drept. Astfel judecător îi pui dinăuntru, nu-l putem momi cu nimic. Au ce spune de Ionișa Iopagit. Știința curată, știința gândului curat, este veselia de sărie. Și știința pasată este chinuirea chinuirii. Păi sunt încă toată lumea mie că eu îți spun, că eu îți bun, că eu îți cutare. Dacă conștientam până e seama, ești păcătos, ești bine, ești cutat, ești plin de păcat. Nu pot împăca. Toată lumea că mă laude dacă conștientam mă judecă vinovat, tata, eu sunt cel mai chinuit om. Știința mea este chinuirea chinuirii, că am apate cu știința Dumnezeu de mine, care nu cruce, care face lucrurile drept, totdeauna ne arată să zicem. Iar dacă conștiința e nepăsată, toată lumea să mă ocară, toată lumea să spui, tot ții mereu de pe mine. Eu sunt în pace, știința în pace, că nu mă judecă în conștiință Dumnezeu pe mine. Și conștiința nu mă judecă pentru păcat. Și dacă nu mă judec când ne dau în conștiință, eu am toată veselia. Asta și spune Evanghelia. Pereți și de zi, când vă văd o corepiu, am nici vă vorgonii.
și vă prigoniți și vă zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine și pentru alții voi. Și nu arată numai să descredim. Bucurați-vă și vă descredim. Asta voastră nu este rastră. Deci cum e cu tineretul? Așa trebuie cu tineretul. Dacă conștiința nu ți-i pasată, nu ți-i supăra. Și dacă ți-i pasată și te mulți conștiința, nu ți-i supăra. Așa să nu. Da, pentru că o pot să împărcăm. O pot să împărcăm. Du-te la mazuriții de înainte, uite de ziua, ce ușură. Și te păzărește numai. Faci așa, te poți împărca cu conștiința și împărcându-te cu conștiința, te-ai împărcat cu tine. Și totdeauna de ea de ordine și să faci așa tot de tot. Vă leapă de rugăciune mai multă, cu prezență la biserică. Dar asta cu felul de a le vorbi din iubire, că Dumnezeu este iubire. E cu blândă, e cu blândă, auzi, nu m-a spus mai întâi Sfântul Grigore din Nisa, nu sparge toatele Scripturii, având dinți înțelegeri de la altă. Dacă le dai lucruri prea tare, îi dori dinți. Dinți înțelegeri. Și ce Apostolul Pavel spune, cât a fost plânge în Iisus Hristos, v-am venit și voi, luați-le și eu cuvântător al Evangheliei, că nu era în stare să mâncați la mea păstoare. Eu vreau să rănesc un copil care îi scurge la mama, nu-l lăsu că să-ți îi dau șolani. A rănesc să-l omor. Așa, se vede la anții care bătăturul ăsta. Să fie cu mine, să faci cu tare, eu cu plândește. Auzi, spune, sunt eu pe înțelul. Timpul de a-i aduce pe toți la Hristos și la Dumnezeu, este numai al dână. Cu plândește. Și de aceea spune Scriptura, mai bun este omul cel bun decât cel tău. Eu cu blândețea îi pot aduce pe tot. Cum ai zis cuvântul lui? Este omul cel blând decât cel tam. Exact. Mai bun este cel blând decât cel tam. Pe timpul de a aduce pe tot la Hristos, este numai al blândeț. Sunt pe Iisus. A venit la mine un rabin, la ora de evaică și m-a întrebat la sfârșitul pe aceasta la oră, m-a întrebat pe domnul profesor, am să vă pun întrebare. Ce zic, cum ești? Zici, dar aș vrea te patru. Am așteptat, în un curios, să vă și întrebare. Și zice, oare ne va ierta Iisus Hristos? Așa, stai tu. Altra, de vine din Rusia, când a fost frotul Buceava la Iacu, ne omorâ de lemn. O fost în legerea mea la Iacu, au fost o sărbătoare mare. Am văzut o altă și cinci ani mai multe ori. O nifeșă în plămânătărea mea. Ce întrebare? Și eu l-am întrebat eu. Era cu el în vrânsul și el tânăr, socialul. Iată la masă, cu ei, am cu mâncare, da? Nu era nimeni, zic, ai păi, cu Joramu, o vine cu soție, cu un copilaș. Auzi, că-i măsă scuze tu. Auzi, că-i măsă scuze. Și dacă căderea lui Israel din credință a fost bogăției neamului, ca să intre neamul la bogăție, ce va fi întoarcerea lor, e istoria pe Roma. Cu adevărat, va fi o înviere din morți. Și noi am fost la Iași, aici, părinte. Și suntem la Miliuțul din Haia, era din Palestina, dar sunt în America cu tăi. Zic, domnule, uite, suntem noi și toți i-am asta, 300, și copilul ăsta nu știe nici. Mă întreb așa, și de ce Hristos a fost în vreun? Părinte, un om nu a putut să umple pământul de copare, că nici eu. Gelios! Un om nu cu tot să umple pământul și cea de mai civilizate popoare din lume să le aducă la cunoștința lui Dumnezeu. Aici e cuvântul rar de mine. Eu pe Dumnezeu i-am dat carte, am carte de vizită, dar nu știu că sunt o carte. Am cartea lui de vizită, cum ați am. Deci, eu i-am spus așa, eu zic, dacă puneți întrebarea, deja sunteți mântuiți. Deja vă pare rău. Cum e dacă nu puneți problema, deja dumneavoastră sunteți frate și suntem în... Da, așa, dacă spui eu așa, credință. Să știți că de a lui Israel din credință a fost bogăție cu coadul. Până va intra ultimul de neamă, n-a fost o coadă. Și vorbirea lui Israel, Pavel, s-a făcut din parte, nu știu de tot de-aia. Dar că ei nu au păcat. Așa îl spune. Și când vor întoarce ei, va fi o adevărată înviere din mort. Așa e proroc, așa că nu e mare. Întoarcerea lui Israel. Cred că a spus Dumnezeu prea se spune că în America deja a apărut o revistă care se intitulează, pe românești,
evreii pentru Hristos. O revistă care circulă în toată lumea, și în Europa vine, evrei care recunosc Mântuitorul Iisus Hristos drept Mesia. Asta scrisă de trei răgăne, e ta mi-a spus, care e o carte mare, dați-ne înapoi pe Hristos. Și asta scrisă de un evreu botezat în Suedia, măi, cum îmi cheamă, grozav de vestit. El a fost protestant, am trecut la catolic. A fost mare vestit. Așa au făcut o carte. Din 2000 de ani s-o spin în șerul, după oile și le pierdute a catului Israel. Așa l-au făcut. Și o citez rabine, măi. Este orientare spre creștin, adică de revenire. Păi nu, deschiderea poporului. Înainte de venirea Domnului trebuie să creadă. Dar deci spune, când a dat apostolul Pavel de întoarcerea lor, până la urmă tot Israelul se va mântui. Dar sunt două epifanii care au fost evreu. Și mare scriitor și mare făcător de minuni, nu vă pare că se mântuie tot evreii. Deci, la sfârșitul lumea se întoarcă Israel cu Dumnezeu. Și toți care vor crede în Hristos, vor mântui. Pentru că zice Isaia prorocul la Domnul, tot Scriptura. De va fi numărul lui Isaia ca nisipul mări, numărul rămășuță se va mântui. Care? Care vor crede în Hristos acum la sfârșitul? Așa l-a spune și eu la și Pavel spune tot Isaielul, care? Tot care vor crede în Hristos. Și Isaia cu rămășuță care a făcut acum la sfârșitul. Dar mă întrebare, dacă evreii a fost necesar să nu creadă ca să intre neamuri de credință, ei m-au păcat vina întreagă. Au bine când Dumnezeu e prea drept, au ce spune Psaltire, dreptatea lui Dumnezeu rămâne în veacul veacul. Lucrează și acolo. Că dreptatea lui Dumnezeu i-a împrăștiat. Chiar azi ziceam la Tom Cioan gură de aur. Ai văzut când îi spunea Ieremia că merg în robii, l-a dat în groapa cu fier, cu gunoi. Și când ne-a trimis împăratul care era atunci, băgați de seamă că veți merge în robii. Aici spune Scriptură, el era în casa de Ianu și avea un grătar de fost în călde. Împăratul, asta cum îi spune. Și când a văzut pe Isaia, asta, Ieremia a trimis pe fiul și Nicolul. I-a rupt, l-a rupt. Da. Du-te și le spune, că e și m-o dat aici. Vor merge robii în 70. Și ei au luat pe unul de el. Au luat cartea la Ieremia și l-a împărat. Împăratul, când a văzut că spune robii, o tăie cu cuțătașul, patru fire din carte, care se merge și le-a dat pe foc. Era de cauci o păsată, unde sunea de robin. Unde, și chiar am greșit de Sfântul Angură de Am, la, pentru evrei, pentru căderea iudeilor, cuvânt, în asta, în putul. Am uși, chiar am zis, că am altceva eu. Și iată ce spune, pentru greșeala lor și că l-a amărât în Dumnezeu, încât de când a făcut vițelul, mări și câte, Dumnezeu i-a departat, ca să intre în numărul neamului. Și au doar nedoiețe numai iudeilor și apostolul Pavel. Nu și-a tuturor poporul, nu le-a făcut pe toate. Dumnezeu mila lui și-a nedesăvârșită, a vrut să intre din popoare număr mare, care se mântuiesc. Este o parte lor din 100 de sute. Că e o leacă, na, din popoarele tuturor a pământului trebuie să plănească numărul îngerilor căzut. Și am gândeau, Sfântul Vasile, plăneva căderile de sus și Sfântul Sfântul nu o băgătă. Aveți în fel ocază. Când se plinesc căderile de sus, zorobiva caltele pe pământ ale înfai sfârșitul lumii. Păi nu se plinește îngeri, ultimul înger căzut cu sufletele zânt, nu se sfârșește lumea. Ia știți la psalmul 11, o taină. Auzi, împrejur necredincioșul, umbla și spune de drept. Apoi spune așa, după înălțimea ta e mulțumit de fii omenești. Dumnezeu ține popoarea ta de multe să fie, înălțimea lui n-are sfârșit. După înălțimea ta e multe de fii oameni. Deci nu mai este numărul de la Adam până am mult, cât o muri și cât trăiesc. Dar înălțimea asta lui Dumnezeu, până se plinește numărul unui căzut, atunci faci sfârșit. Totul meu nu o bogătă. Dar pliniva căderile de sus, drobiva captele mult, colapsa-ul 11 ani. Părinte, dați-ne un cuvânt de întărire în lucrare.
Eu zic că în vreme când nu sunt mere, sunt bune și pădurețele. Eu mă zocot un pădureț când mai lipsește câte un măr și mă duc și eu și fac treabă de pădureț pe acolo. Dați-mi un cratea raiu să te mănânci. Eu sunt putrega nici pădureț, nu. Eu sunt mergă cu sânul și omor neag putre. Ce vreți să și un pădureț putre? Dați-mi și mergă. Ce vreți să și un pădureț putre? Dați-mi și mergă. Ce vreți să și un pădureț putre? Dați-mi și mergă. Ca să veniți voi și ieși la peste lui Ivanice, ca să-i duci pe Danani. Măi, unii bate, eu nu știu ca și o cănatare, bate și ieși acolo și răzbate. Și găsește tot, o scoate? O mai găsește tot, ce ți-ar da? Acum, părinte, ai plinge la până, vreau să vă pun o întrebare. Da. N-ai de a pleca, când ai în copul, vreau să prindem un tren. Pentru cei care mărturisesc, care sunt puși să curățe de păcate pe oameni și să-i aducă curața în fața Dumnezeu. Care e păcatul cel mai mare a penitentului? Care, acel care nu crede nici în taina dezlegării, în taina Sfintei Spovedanii, nu acesta este păcatul desnădejdii. El nu crede nici în asta. Părinte stare, păcatul are 23. Prima treaptă a păcatului, nu face fapta bună. Suntem datori cu lucru. A doua, a face binele, dar nu bine. Cum spune Sfântul Ioan Damasiu, ce scrie acolo. Binele nu este bine, că nu se face bine. Sfântul Ioan Damasiu, eu am spus, scrie acolo. M-a întrebat o altă. Fata bună are trup și suflet, mai băi. Asta, băi, trupul fapte, bune lucrare. Postez, mă rog, fac milostenie, mă înfrânez, privegez, fac rugăciune. Sufletul, fapte bune sau viața ei. E scopul cu care fac. Apostolul Pavel ne spune așa, toate să le faceți pe slava lui Dumnezeu. Ia Dumnezeiescu, părinte Isaac, firul, că când mintea a pierdut scopul blagoșestei, a drept în credință, toate faptele bune nu mai folosesc. Altul leagă, faci cu scopul de a lăuda și mântuirea. Altul face minunățenie cu scopul de a ieși scopul. Altul face cu scopul de a lăuda. Altul scoate cu scopul de a face prietenii cu cineva. Poate frumos, cu cutare, cu patim, altul cutare. Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul, și este feciorie, și milostenie, și înfrânare, și privigere, ureșiune înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Maxim. Cu ca scop. Când nu se fac așa, cu scopul de a plăcea la Dumnezeu, ci cu scopul de a plăcea la oameni. Asta e treata a doua păcat. Când facem bine și nu facem, ne oținem, dar nu cu scopul de a plăcea la Dumnezeu. Treata a treilea păcat este, auzi, momirea gândului simplu al păcatului. Tot trecut pe minte, femeie, bani, slavă. Dar și fără să te gândești la el. Așa, dacă e simplu, nu e nici un păcat, n-a nici o metă, nu n-ai de făcut pentru el. Tot trecut. Da, treapta a pasă, satana stă și face, măi, nu-i de tot femeie, bani și slavă. Începe a te gândi cu poate mă lași, dacă aș avea o pungă, dacă aș avea o rădiță, dacă femeia și ea ar vorbi cu ei, dacă m-aș în prietenie, dacă aș face cu tare, dacă m-aș apropiedă. Iadă, ai văzut iedăra aceea care se prinde de copaci și rugul și care se prinde de fațole. Exact așa e treapta a fata, e consimțirea. Când sufletul începe a sta de vorbă, cu gândul simplu. Și ai da, nu femeie, dacă aș fi cu femeie, dacă aș vorbi cu el, dacă aș fi cu tare, și atunci unde te duci? Asta e treapta a patra, când consimțul stai de vorbă, cu gândul pătimaș. Care s-a, imediat s-a asociat în lorul gândului simplu. Treapta a cincea este lupta. Lupta se dă până la treapta a doua. Omul fie nimeni, gânduita nu-i bun, și începe rugăciunea. A cugetat la ea, a cugetat la moarte, a cugetat la nimeni nici asta. Lupta se dă pe toate treptele până la treapta a doua. Treapta a șasta, e învoină. Altul se luptă, ești până la unul să învăie, dar ești dacă ați gândit mai mult cu patima la femeie și sau la banii și eu, sau la salva și eu, sau la lucru cu tare. Își permite să iei de vorbă mai mult cu dânsul. Asta e treapta a șasta a păcatului, când îți permiți să stai de vorbă cu păcatul mai mult. Asta e treapta. Încă n-a ajuns în păcatul minții. Numai te-ai învoie să stai de vorbă cu el, cu tare, cu tare. E treapta a șasta a păcatului. Treapta a șapte a păcatului. Asta mai cuțau între dorcii duhovnici. Ca tatăl nostru, e păcătuirea cu mintea.
Păcatul cuminte, aici, gata, s-o duvasele. Apare caracatița sufletului, imaginați. Deci caracatița a mâncat deșerea în Sfântul Mut, eu nu-mi place, dar asta zice președintele, are 8 picioare, caracatița. Și zice, imaginația este caracatița surprinde, el nu prinde mintea noastră numai cu cele ce-am văzut noi, cu cele ce-am auzit, cu cele ce-am mirosit, cu cele ce-am gustat, cu cele ce-am pipăit. Deci treapta așa ți-ai păcat cu minte, unii păcatul băgăm în imaginație. Ne reîncipuim, cum am, ori unii începuim fața celor și ne urăște, cum am să-l corecte, cum am să intru, cum am să mă rădu. Ori acel ce iubește cu pane, cu măierea, ori a banului, ori a furatului, ce ca să începuim păcatul. Și dacă te băvește cu mult în aceasta, auzi, spune Sfântul Maxim, păzește-ți gândurile, o omule. Că dacă nu-ți păzește ideile acum, mai târziu nu vei putea păzi lucru. De la treapta păcatul cu mintea, dacă nu te biruiești, nu te rugășunea lui Iisus să salute, imediat ajunge în treapta 8-a, care căderea în păcatul cu lucru. Tot hoitul, tot putoarea asta de hoit, gata, ai dat-o în păcat. Și nu răspunde hoitul, răspunde tu, tot dar ne dominte. Hoitul arde în veci și veci, pentru că sufletul nu-i treapt, are trezii atent. Iată că treapta a 8-a a păcatului este căderea cu lucru. Treapta a 9-a e obiceiul. De aici trebuie să lupte tare duhovnic. Să întoarcă pe păcător. Uite, vine una mărturisire. Moșule, de ce fumezi? El îți spune de ce trebuie. Păi m-am obișnuit. Moșule, de ce bine? Păi m-am obișnuit, păi. Moșule, sau mătur, sau frate, de ce jujuri? Mă obișnuit, părintea, că am un popo, noi zice așa. Aici, eu tot jutul treaptă. De-amu, păcatul s-a făcut obicei. Îi mai greu din tot să înapoi de pe treapta obiceiul. S-a obișnuit omul cu păcatul. Și obișnuința îi mai greu decât păcatul cu lucru. Că nu a păcătuit odată și s-a pocăit. Și mereu îl dă satana și cade înainte și obișnuit cu păcatul. Treapta a 10-a e mai greu decât a 9-a. Treapta a 10-a păcatului de prinderea. Ereasă ne lucră la noi. De prinderea e a doua natură. Face păcatul vreun nevreun. Cât avem, numai străzări de făcăm păcat. Asta e cea mai grea treaptă înainte de disnădejde. Se deprinde omul cu păcat. Vreun nevreun de străzări de la păcat. Ori la comie, ori la bieții, ori la corvii, ori la furat, ori la bani, ori la ori, vorbire de rău, ori la căvetire, ori la minciună. Cât străzări de făcăm. Treapta nu e foarte grea. Că obiceiul se face de prindere, a doua natură. Vrând, nevrând, numai și avea totul la păcat. Și treapta, auzi, că zice, e mai greu când duce Sfântul Isaac. Disnădejde. Cea mai greu. Și nimic nu-i mai tare și mai rău ca disnădejde. Sfântul Isaac se ne iau. Și se zice de la potruși, măi, nu te mai iartă Dumnezeu. Fă pe ele de aici, mă, ce trăiește, că și al nadă nu știe. Știi? Părinele. Da, nu, cel n-am de dă, uite cum e. Acolo tot așa ardă în foc. Fă, ai că trăiește, ai că tu ce de rolul. Tot asta e. De aici știi cum ajunge, aia de spune Duhul Sfânt în Psaltire. Într-un mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai să te ia ca un paian în sufletul lui. Conștiința care îi dă ascultul și glasul Dumnezeu un om, conștiința care îl mustră tare pe om pentru păcat. Și ai să te ia ca un paianul sufletul lui. Și să-ți iei nădejdea ca un paianul. Conștiința mustră, ia seama mă, că te prăpădești mă, toată înapoi mă, că-ți pierzi sufletul. Și 12 este... Nu mai este. Și atunci el cade din nădejde. Și fac așa redei și așa redei până. 12 este sinucide. Care merge și-mi face cald. Cum vă pot iuda. Și ce facem cu sinucișii? Nu se pot pune după 7 ani. Nu se pot pune niciodată, nici după 7 de ani. Mă întreabă. Nu trebuie nicăt. Sinucidea e păcat împotriva Domnului. Vă rog, fratele, vantul nu prea mult. O, dar prostii, ne-ați vorbit frumos, ne-ați îndemnat frumos. Noi vă pomenim pe sânile noastre de la început să-ți.
S-a început efortul mare. Dumnezeu și Maica Domnului, Dumnezeu să ajute că tu ești un mare și credincios. Doamne ajută! Să te fericiți! Mergi cu Îngerul Domnului, cu Maica Domnului. Dați-mi un cântea, raiul, să te mănăcim.